Ieri seară vă pofteam la Onești, unde am fost înconjurați de căldura surorilor de la Bună Vestire. Ale, de ce sunteți aici? Pentru că părinți? Pentru că părinți ne-au părăsit. Păi eu n-am tată, nici mamă, am doar mai familie. Pentru visurile celor 30 de copii aflați în grija centrului, Neamărin și-a pus vedetele la treabă. Mai multe ca de obicei. Mai temperamentale și mai devotate cauzei. Vârciu decupase piciorul Neamărin. Bă, ești prost, mai mari. Când au părut ornamentale, Neamărin a luat măsuri. Tac. Măsurile continuă și în această seară, pe alte ritmuri rebele. Asta ce vrea să fie? Unde mă trească? Dar mai cât unde mă? Deci ne-a dus la emisiune cu fete mari. Bravo! Ține-o cu nasul. Ah, ce frumusețe mare! N-a văzut America! Ei, uite, asta nu vreau să văd. M-am nenorocit. Aici se pune suflet. Poftiți și dăruiți. Lucrea să trebuie să numesc altfel. Răbdați! Suntem la Onești să ajutăm surorile de la Bună Vestire. Începe o nouă zi cu obișnuita trezire. Ne-am trezit în ritm de oași. Tum, 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 tum și am răspuns. Bine! Pentru ritmul ăsta, uite, ia-ți o periuță de dinți. Ia-ți o haină, că ți-e fric. Mulțumesc! Ne vedem la mic dejun. Hai! Am făcut un duș și m-am spălat pe dinți. M-am închinat, m-am pus în pat și în 3 secunde a bătut Neamărin la ușă. Am făcut așa. Tic, tic, tic. Bă, bune. Neața, băiatul meu, mergi parcă ai avea 100 de ani, nu dai mâna cu tăticuțul tău? Iar ești obosit. La micul dejun, da? 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 Bine, hai. Neața, hai, la micul dejun, hai, te aștept. Goodbye-os. Goodbye-os? E drept, goodbye-os al tău. Și iată că a venit ziua în care eu m-am trezit în niște palme. De ce m-ai dat în mine, chiria, dragul, să fii? De ce m-ai dat în mine? Că mi-ai umorât spatele. Trei, mă, de ce mă mi-ai dat? De ce mă mi-ai dat așa? Mi-ai spart spatele. Chiria, dragul, să fii așa, mă, de ce dă mă mine? De ce, mă, ce ți-am făcut eu, mă? Tu erai băiat bun, erai băiat bun. De când am venit cu Vârciu, te-ai stricat ăsta, chiria, dragul, să fii. Hai la micul dejun. Deci zburau palmele pe fața mea, ziceai că zboară fulgi pe aer. Și stai, bă, nici nu știam ce s-a întâmplat, zic, de ce iau bătaie. Ia, dracu să fii. Hai, ia, dracu să fii. La mine nimic nu rămâne neplătit în viață. Să lăsăm vendetele pe altă dată. De ce nu? După micul dejun. Dar nici nu aveam cum, pentru că suntem așteptați la Bună Vestire, unde va veni camionul Dedeman. Neamărine! Da. Auzi ce zice salamul? Ia! Ce de frumoasă! Nebuna, dracu! Aruncam gențile! Ăla e motivul acestui sejur minunat de a ajuta copiii, sunt manelele. Auzi, vrei aici, îmi place mie. Ține, auzi ce zice salamul? Ia, auzi!
Acum trebuie banii să scoți sau dacă nu e asta și dă cu ea așa odată să ducă. Vrei că e Porsche asta să mor eu, luată de la Viena, ești nebun? Ia haine scumpe și fă-ți poftele! Deci asta e melodia mea. Ai înțeles? Să-mi dai bani să mă duc în oraș să fac ce-mi convine mie și tu să muncești pentru mine. Gata, să hai, goodbye! Mie îmi place cum sunt eu, mie îmi place ceea ce fac, mie îmi place că sunt o fire spontană, veselă tot timpul și că fac catering, că mie îmi place să bine dispun lumea din jurul meu. Ce muzică e asta? Cine e? Lori, zi frumos să avem ajut. Care cântă? Salam. Au, habar? Așa? Fii în buriceală. Acum, ține-te, ia-uzi. Hai, Rona! Deci eu sunt stilul ăla așa, turcesc, știi? Colegele noastre, neobosite dansatoare și cunoscătoare de hituri, domnul Salam, care ne-a cântat, ne-a făcut dedicații în autocar, a fost minunat, minunat! Domnul, nu puteți să ne puneți muzică să se audă mai tare? Nu! Aveam un cablu din ăsta, mini jack-jack, de poșetă, care e foarte practic, l-a instalat în auxilierele de la... Așa, și-a dat drumul la manele. Ia uite! Pentru surorile noastre, fără număr. M-am pus la mintea ei, normal. Ea s-a pus la mintea mea și am dansat. Am avut surpriza plăcută de a o vedea pe Rona dansând pe manele, dar dansând exact ca țigăncile alea autentice. Manelele le-am studiat. Le-am studiat pentru filmul Gaggio di Lo. Manelele nu se dansează așa cum se dansează în bărăia asta, așa, știi? Bâța, bâța, gârțica, gârța. Manelele sunt o artă. Dacă aveam pietre, mă, cum le spărgeam capetele la asta? E o plăcere să dansez când e așa un public distins, numai coreografii. Da, Marin care zicea foarte bine, Gianni care zicea wow. Dacă ar fi să le comparăm la dans, Rona ar fi campioană. Andreea are doar față. Rona are tot, știi? Are și scheme. Chiar dansează mișto. Că știi că sunt astea care te uiți la ele, zici că te uiți la draci, îți vine să iei la fugă. Ei, ea simte ritmul și dansează foarte mișto. La Paris dau cursuri și de dansuri de romani, astea stil manele, și de dansuri bănățele. Și lumea, doamne, e manifestație că îmi dau cursuri și, voilà, îi învăț pe ăștia, că ăștia habar n-au prin sănătate, știi? Această călătorie a fost despre muzică, dans, cânt și voie bună. Hai că am ajuns la surori. Să vezi cum se transformă copiii. Să vezi acum copiii, Rona, începe cu predici de alea, că așa m-au luat pe mine. Hai să-ți iei o brățară, hai să te învăț. Să rupem figuri pe stănie, Salam, și vormă, doamne, mulțumesc. Care nu e bine, nu e bine să te dai de mică. S-a supărat pe manele, nu înțeleg. Poate, într-adevăr, trebuia să recităm Shakespeare. In truth, fair Montague or fair virtue am to found. Therefore, thou must think my heavier light, but trust me, gentlemen, I'll prove more love. And those who have more cunning to be strange, I should have been more strange, I must confess. Ce să-și înucide? Bă, să mai zică cineva ceva de neamorin. Că mai de... Cum te aranjez. Te aranjez. Ca pe copilul meu. Ca... Ține-mă aici. Ia-l. Ia-l. Ține-mă aici. Hai, păpuși. Hai că suntem formă. Da? Hai, păpuși. Da. Unde pui da. Menorocitule? Stai aici, că avem treabă. Hai, bă. Hai, gata, bă. Mică, gata. Mică, coace, că te-am prins. Când e fraierul prins aici, gata. Hai, bă. Hai, bă, ia-te-i, bă. Ține-mă. 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 Acum a fost... Ha 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 ha!
bine la câine ne trage! Securea războiului trebuie pe moment îngropată. Vine camionul și trebuie să ne unim puterile într-o descărcare. Uite ce aici e pentru... Când am văzut camionul de Edeman, am rămas fără cuvinte. Nu știam ce e pentru noi, nu e pentru noi. Când am ridicat prelata de la camion, am citit pe fața copiilor și a surorilor și a domnului Mihai un lucru care nu pot să-l descriu. Mi-am dat seama că au rămas perplex. A fost un moment foarte frumos. Au aplaudat, au fost impresionați. Măicuța mai avea un pic și avea lacrimi în ochi. Mă simțeam așa că învăluită de o forță superioară care mă făcea în același timp bucuroasă și emoționată. Luați-le că sunt ușoare. Ori câte unul, ori câte doi, cum vreți voi. Fetelor, voi luați de-astea ușoare, uite aici. Uite aici, nu, ia uite din astea. A venit mașina de la Dedeman și a trebuit să începem să descărcăm tot ce era mașină, mai puțin jumătate, care era pentru Nea Mihai. Am rămas impresionate cum Dumnezeu lucrează prin niște oameni simpli și muncesc pentru a ajuta pe alții. Ușor, Liviule, ușor. Hai, direct cu ea acolo. Nu mai zici că nu muncim. Hai, mă, că muncim. Hai să te mă ajut! Și acum cu viteză mai mare. Hai, mai repede, hai, 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 mai repede, hai. Hai, băiți, hai. Să mă cate de drum. Împinge asta, băi. Unde le punem? Acolo, după ea, că lângă gardul undeva. Dar cum am mers eu în față ca prostul că sunt în mucață și gura ta și când mai te și știu în spate? Groaznic. Nici nu ne așteptam să fie un camion așa plin și bogat. Când descarcau camion, mi simțeau mică în fața lucrării providenței divine și mă gândeam, de ce la noi alții poate au mai multă nevoie de ajutor decât noi. Dar și de la noi pleacă mult pentru cei care au nevoie. Atunci chiar mă gândeam, voi fi mai darnică decât înainte. Și eu spun copiilor, noi trebuie să ajutăm pe cei care au nevoie. Am adus foarte multe lucruri. Le-am adus panouri de sârmă ca să schimbăm un gard. Am adus lambriu pentru a schimba plafonul din foișor. Foarte multe flori. Copiii s-au bucurat foarte, foarte mult. Ne-au ajutat să descărcăm. Țin minte că un băiețel era un căluț din lemn, în folie, și s-a suit pe el, a văzut că nu merge. Stai, mă, să-ți dau folia jos. A fost frumos. E ceva ce nu vezi în fiecare zi, decât la niște copii care efectiv nu au și chiar își doresc să aibă așa ceva. Nea Mihai, uite, tot ce e aici e pentru familia mea ta. Da? O să le ducem mai târziu. Asta, o să le ducem la Nea Mihai acasă. Gata, dar mai târziu un pic. Deci tot ce e aici e pentru mama ta. Okay. Nu uite, astăzi pentru tine. Atunci Domnul a început să plângă. Se vede pe un om când are suflet bun. Nu-mi vinea să cred că ne-am râs, s-a gândit la familia mea. El are o familie. Are 3 copii și a mai înfiat un copil din așezământ, copil pe care l-a găsit într-o ghenă de gunoi. Tatăl meu iubește foarte mult copiii, dar și copiii îl iubesc foarte mult pe tatăl meu. Dacă n-ar fi fost tatăl meu, cred că nu aș mai fi existat acum aici. A fost găsit lângă un container de gunoi, aruncat lângă într-o pungă. Eu când aud de copii aruncați în urmă, mi se pare ceva așa. Asta este ceva... Într-adevăr, era o pungă acolo, el era alunecat din pungă, era alunecat afară, stătea cu obrazul, stătea pe trotuar și a mișcat un pic din pungă și a alunecat de tot afară. Copilul era bine ascut, cred de câteva ore, pentru că avea încă cordonul umbilical netaiat. Era murdar de lichid amniotic și era învelit într-o cârpă, așa de nimic. Cum l-a născut, așa era pus în pungă. Am dus băiatul la spital. În noaptea aia n-am avut somn deloc, am stat numai cu gândul la băiat, tresăream sufletul așa, tresărea în mine. Dimineața, la prima oră, când m-am trezit la 6, m-am dus direct la spital.
Zic să vorbesc cu asistentul, să-mi spun, e băiat, e fată, mai trăiește, mai trăiește, direct la acolo m-am dus. Asta a fost cea mai mare emoție care m-a avut în viață. Bine, am spus lui sora, dacă poate să facă demersuri ca să le iei la casa de copii, să fie aproape de mine, mi-a rămas sufletul la el. Așa am rămas emoționat, așa numai cu gândul la el. Eu am telefonat la Protecția Copilului spunând de casă. Protecția Copilului m-a întrebat dacă Mihai era dispus să-l ia în plasament. Dar Mihai nu spusese nimic și fiindcă avea deja 3 copii, eu nici nu îndrăzneam să-l întreb. În schimb, el a început să se gândească. Dacă era un copil găsit de el, înseamnă că trebuia să fie al lor. Copilul, între timp, a fost pus într-un centru de copii. Și eu am cerut Protecției Copilului dacă putem să-l botezăm. Găsisem și niște nași care ne gândeam noi că vor fi de ajutor pentru acești copil care era nimănui. Ziua în care l-am botezat, am pus pe Mihai și soția lui acolo, în poza, ca să fie cineva la poza copilului. Când l-am văzut, am avut emoții. Mi se tăiau genunchii, cădeam jos. De emoții, nu pot să mă exprim. Toți copiii ăștia mai mari care aveam, erau mici, dar mai mari ca el. Toți l-au luat în brațul meu și de atunci au rămas la noi. Atunci Mihai a hotărât, dar el avea în capul deja lucrul ăsta, a hotărât să ceară Protecției Copilului dacă poate să-l adopteze. A făcut cerere, soție, bine, a fost de acord, copiii au fost de acord. Deci nu m-a lăsat sufletul ca să-l lăsăm în voia sorții. Bucuria noastră și bucuria lui care-i familie? Deci Mihaiță înseamnă totul. Cum sunt copiii mei, deci nu există absolut nicio diferență. Poate am avut mai multă răbdare cu el decât cu copiii mei. Când mă vede, chiar dacă nu m-a văzut o zi, vine la mine, sare în gât, tata, îmi dă un copil și se duce treaba lui după aia. Nu, e foarte afectiv. Nu trece o zi să nu-mi zică de 2-3 ori, mamă, te iubesc, și să mă îmbrățișeze. Cred că am cei mai buni părinți, nu neapărat pentru că mă răsfață și mă iubesc, pentru educație, pentru că mă lasă să merg la școală, să învăț cât mai mult, mă lasă să-mi urmez visul acela al muzicii și al fotbalului. Nanu și soția lui fac parte din acești sfinți pe care încă canonul nu i-a consemnat, dar care trăiesc printre noi, uite așa, liniștit, făcând bine. Bă, sunt niște oameni cu niște puteri extraordinare, niște oameni cu niște venituri mici care fac miracole. Îți crește inima în tine că poți să faci niște oameni la rândul tău fericiți, că ei au făcut la rândul lor niște oameni fericiți. Și uite, așa e un cerc care ar trebui să nu se oprească niciodată. Eu sunt foarte emoționată, pentru că nici nu mă așteptam de toată providența care a venit. Îmbrățișez și numele familiei mele. E din suflet pentru dumneavoastră, toți am muncit și pentru toți. Mulțumim frumos. Sărâna, mulțumim mult. Mulțumim foarte mult noi. Da. Pentru ei este providența divină. Ei văd mâna lui Dumnezeu prin noi. Nea Marin ne-a dat sarcina magică, normal, forțoșii acestei echipe, să mergem la Nea Mihai, să descărcăm și pentru el ce aveam de descărcat. O să urcăm 4 etaje acum. Tu o să car mai mult. Ai nevoie de spor mult. Ca să-l oprești pe la un pic. Păi și, mamă, da, frate, că uite, s-au umflat gambele deja. Bro, dacă mai umflăm, mai umflăm. Asta te... Să urcă și mai rău. Să umflărăm și noi. Aici avem cai, găini, curci, rațe, oi. Vă arăt de unde... Mie ea. Hai, zâmbet, rânjet. Hai să vă arăt ce aveți de făcut. Eu la un moment cu ăsta mă apuc să fac altceva. Păi, porcușorii ăștia mici. Îți plac? Uite, măi, Liviu, îi plac porcușorii. Da, se ia unul să-l duc acasă. Uite ce frumos sunt. Uite ce frumos sunt. Din ce să mai mici și n-aia să mai facă. Să-l duc în Franța, mă. Să-l duc în Franța, mă. Ia, ia, uite, ia. Ia, ce frumos. Ia, Să mă iau! Să mă iau! Să mă iau!
Ia-o, tată! Ia-o, tată! Mușcă acolo, tată! Mușcă, tată! Mușcă, tată! Mușcă, tată! Prinde acolo, tată! Prinde acolo! Ține mâna! Ține mâna, băi! Ține mâna, băi! Lasă-mă! Nu mai fac nimic! Când am ajuns acolo, ne-a întâmpinat Nea Mihai cu familia lui, cu tot cu copii. Ia să vedem, să trăiești, Nea Mihai. Bine, ați venit la noi. Doamne ajută! La noi. Să română, să română! Îți dai seama că ei nu știau ce avem noi în camion. Și când le-am spus că este mobilă pentru bucătărie și pentru dormitor, au început să plângă, aveau lacrimi în ochi. Erau super fericiți, super fericiți. Nu mai știau ce să facă de bucurie. N-am mai primit niciodată cadouri, adică mobilier. Nu pot să descriu în cuvinte tot ce am simțit. A fost o bucurie foarte mare. Atunci când dăruiești, cred că nici nu știi cine e mai fericit, cel care primește sau cel care dăruiește. E magic. Băieți, atacați! Hai! Edi, doar noi că facem. Gata, frate, ăștia mici nu. Pleacă cocoșelule aici. Este o găină. Taci! Ori faci, ori te dau dracu. Dă-mă dracu. Fugi, 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 fugi! Am venit să-mi vizitez prietenul meu, drag și scump. Asta ce vrea să fie? Adică apar. Nu da la cucăr, mai câte! Îmi știa să trebuie să numesc altfel. Răbdați! Lasă-l acum. Eram sigură, dar simțeam ceva. Uite acolo, sunt balos de fum. Paie, da. Las din ei așa, un sfert de balot. Dați la cai. Așa. Da? Puneți aici pentru găin, oi. Pentru oi. Da? Oi? Da, hai. Amândouă. Hai, te rog, eu faceți asta. Hai să plecăm. Hai, revin încoace. Uuu, ce e aici. Uuu, urâților. Auzi, ăștia ce mănâncă porcii? Porcii mănâncă... porcării, cum ar fi, știi? Uite, exact, cocină de porci. Păi da, mă! În ce hal trăiesc porcii, într-o cocină. Și le place cocina, frate. Mărin n-a uitat de Liviu, pe care l-a pus să facă ceva aparent simplu, dar care l-ar putea pierde printre lambriuri. Pornind aici de jos, uite cum e schița asta aici. E un triunghi aici? Prima dată partea cea mare, mai mică, mai mică, mai mică, până sus. Ok? Uite că mă dată vrei că n-am prins ăsta cu linia. L-ai înțeles? Tu trebuie să începi să pui acest lambriu de la partea de jos către partea de sus. De la mare la mic. Știu eu, las că eu știu astea. Și l-am lăsat. Da, mă, tai, las, ți-am arătat. Gata, nu vrei să te ajut? Hai, brezu-te de aici, șef. Ia. L-ai rupt? L-ai rupt, uite. Nu mă lași, că nu pot să lucrez sub stres. Gata. Du-te de aici, așa. Jur, te las. Acum, ăsta știi, pui acolo frumos. Așa, da, pune acolo. Mi-am dat duf. Nu mai am condiție fizică, bro. Trebuie să mă reapuc de fotbal, iarăși. Limba până la genunchi și înapoi. Stai, frățică. Stai că e groasă. 4 etaje, dus-întors, și cu copii și cu tot. Ne-a spart în două. Aici pentru capre, da? Oi chestii. Pleacă cocoșelule de aici. Este o găină. Cocoșul ăla cu creasă, ca lumea cel mai frumos. Astea sunt niște proaste de găini. Taci! La cotețul vostru, hai! Shut up! Porși turbați! Mamă, ce e aici, frățică? E groasă. Bucătăria. O luăm așa? E mai bine așa, ce zici? De data asta eram în a doua zi după ce tăiaserăm o tonă de lemne și antebrațele noastre erau beton, dar nu, ne cam tremurau.
Păi ce face din toată greutatea ăla la mine? Că se duce în spate. De să duce la mine, să mor, ce alegeri prost am făcut. Nu vrei să schimbăm și invers? Păi două etaje cu două etaje, bro. Gata. După două etaje, Gianni se schimbă din fundaș în aintaș. E mai ușor în spate, bro. Adevărat? Nu vrei să schimbăm? Nu. Dă uite-mă cât de bine intrăm. De ce faceți răhăței acolo unde eu vă dau fân? Hai, vină, hai, bee, hai, bee. E calitatea întâi, fân. Hai, 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 vină. Chiar așa ne certăm de dimineață? Bee, bee, bee. Măicuța mea. Hai, mă luăm pe la mare, să luăm pe la mare, copiii ăia. Hai să luăm pe la mare, ideal. Hai că poți, că ești bine. Dă-ne-l pe la mare. Da, mă, păi. Ăsta, da? Da, ăsta. Da. Ia tu ăsta și duci să dai la cai, da? Ce faci, Tonciu? Ce faci? O ajut? Păi i-a zis să dau eu. Și eu răsfir aici tot fânul. Ia uite căprițele, neamărine, toate caprele din showbiz, ia uite-le, aliniate! Du-te și dai acolo, du-te și dai în ăla, hai! Nu mai intru! Hai mă, du-te, nu mai lasă-mă intru. Dracu, îi dai mâncare! Nu mai intru! Băi, ori faci, ori te dau dracu! Dă-mă dracu! Păi, fă o dată ce spun! Nu mai intru! Amândouă intrați, hai! Hai, intrăm amândouă, vină în pace! Să intri? Da, cum să nu? Hai! Fata mea merge pe căluzul ăsta, pe ponei! Treaba ta! Deci treaba ta, hai, vezi că ăsta e de bun! Aolo! Hai mă, hai, intră și dați-le. E ok? Nu, hai. nu e ok, jur că nu e ok. Vezi că zice și ponerii de menți. Bonjour, hai să vedem. Hai de brec, o dau peste asta aici. Nu mă, trebuie să le duci acolo în ăla. Păi uite, mă duc pe partea aia. Aaa, bravo, ce deșteaptă ești. Pleacă-mă, nebunule, de aici, tu ponei în călduri. Ia și bagă în tine. Ia și bagă în tine. Deci nu se fă... Dă cu picioarele! Ia și bagă în tine, ia și bagă în tine. Băi, nu cu ăla că... Ia-o pe asta de aici, hai! Să mor eu de noi pe asta. Ia ponei ușule. Ei! Păi tu ce faci cu ăla? Înțep ponei acolo. Aici e nașpa. Aici facem 3 ore. Mă uit la tine. Și eu la tine. Parcă nebă... Auzi, dacă o să fie unul pe sub asta, înseamnă că am căzut unul de noi. Bine, suntem grafi. Mai pun la aici puțin. Gata, suntem bine. Încă o dată, hai de capul. Bravo, frate. Ia uite-mă, frate. L-ai văzut, frate, dai mei. Na, mă, na, vezi. Cine ai zis? Care ești, bă? Dă-te-mă așa, stai. Dă-te-mă, care ești? Fugi, care ești? Trebuie să găsești și noi, că și steliștii sunt mulți. Bine, nu mai mulți ca noi, să ne bine, înțelegem. Bine, mă, sunt și mai buni, așa am auzit. Stai, mă, că m-am uitat și eu la locuri acolo, la sezonul trecut. Păi steaua, păi era pe locul 2 sau 3. Voi pe ce loc? Asta nu înseamnă că trebuie să spui mie aceste lucruri. Ține pentru tine. Vrei să care asta singur? Nu, frate, mai bine nu ne certăm. Așa, vezi? Despre asta este vorba. Așa s-a terminat toată discuția. Așa s-a terminat tot, gata. Am rămas cu Dinamo forever. Mie chiar mi-a plăcut și cred că și lui Gianni a plăcut. Dar am făcut-o cu plăcere pentru că am făcut-o pentru niște oameni cu un suflet atât de mare încât nu mai conta, cred că și 10 etaje. Dacă erau, tot urcam să le ducem, crede-mă. Chiar la Madalena. Păi știam. Știam, dar m-am gândit că ce și-al dor gambele, să nu fie probleme. Doamne ajută, Doamne ajută. Să aveți bucurie în viață. Auzi? Doamne ajută. Mulțumim la fel. S-au bucurat de absolut tot ce le-am dus și chiar se vede că apreciază acest lucru. Cum lambriurile nu sunt punctul forte al lui Liviu, Neamărin îi aduce ajutor de nădejde și de Tonciu. Ai luat măsurători aici? Ia, să te văd ajutor pe Liviu aici. Știi ce Liviu aia să faci? Ia, te ajută, te rog eu, n-am nevoie, vreau. Vrei, Neamărine? Hai, mă, lasă, lucrează cu ea. Că mă uit la tine cât de bun ești. Liviule, cu ea. Să văd dacă treci proba. Lăsată de izbeliște de Tonciu, Rona schimbă vestimentația și este repartizată la un solo pe alt sector. Deci dacă ceva îmi place pe lumea asta, este să simt multe stafide în,
în plăcintă. Eu mănânc numai partea în care sunt stative, de fapt, fie vorba. Că nu mai sunt stative, nu mai mănânc. Uite. Am învățat să fac plăcinte. O nebunie! După ce am descărcat mobila la Mihai acasă, am mers înapoi la Casa Bunavestire, unde băieții jucau fotbal. Unde mă neamărim cu ăștia? Hai, mă, ne jucăm cu băieții. Hai să ne organizezi. Hai, hai. Să-i dăm drumul la treabă. Câți suntem? 2, 4, 5, 6, 7. Jucăm 4 la 3. Și am zis înainte de fotbal, am zis așa. Cine ține cu steaua într-o parte și să jucăm Dinamo Steaua. 4 copii, steaua, steaua, steaua. Deci noi, majoritatea copiilor, suntem steliște. Pentru că Steaua e mai bună decât Dinamo. Ceea ce l-a enervat foarte tare pe Gianni. Dacă nu erau cu Steaua, credem că îi lăsam să ne bată. Dă-i, bine! Cât de mult ne iubeam și cum ca doi copii în brațe ne strângeam. Te rog eu, te rog eu, te rog eu. Când îmi spuneai, te rog eu frumos. Te rog eu frumos. Ce mă rogi, mă? Cânta altceva. Cânta altceva. Ce să cântăm? Cântăm o melodie... Wow, nu-mi vine să cred cât de mult te-ai schimbat. Fată, pe bune, arăți super. Ce să cânt eu? Plângeam când îi vedeam împreună. Plângeam când îi vedeam ținându-se de mână. Plângeam când îi vedeam întâmplător. Și nu știam că plâng de dorul lor. Ipsi, Daisy. Îmi place de cuptorul ăsta că e gata încălzit. Da. Trebuie. Zin. Nana! Nana! Neamărine! Da? Ia-o pe asta după mine. De, s-a urcat pe tine? Lângă mine, de același lucru. Iau de aici. Nu mai pot așa. Nu mai pot așa. Nu mai pot. A, nu mai lasă că dau eu. Ești nebun? Eu mi-am pus muzică și dau eu. Fiți atenți. E ok, frumos, e simpatic, râde, glumim, dar n-ai cum, n-ai. O iau-vă de acolo, hai. Nu mai pobre. Vreau coace, o iau. O iau de acolo. O iau de acolo. Lasă-mă vreau. Am zis, pauză aici. Eu, nu prea. O iau, ia, face, ia, face. Dacă îmi dărâm aia, o omor. Ești o piesă rară. Yes! Ai mare talent când scoți ochii pe afară. Yes! Poate să fie așa, băi. Ai mare talent când scoți ochii pe afară. Treci la treabă și o iau pe ea de aici. Lasă-l în pace. Lasă că îi place, îi place la îi de place? Vrei, îi place. Jură-te că îi place. Să-și facă teatru, mie zici de el. Nu trebuie, ia-o vre de aici. Joacă teatru. Ia-o vre pe nebuna. Ia-o vre de aici. Unde vrei de aici? Hello, suntem aici la alte emisiune. Ia-o vre de aici. Păi știi ce-a făcut? Stai că opresc muzica. Yeah. Ce-a făcut? A contrazis singur. Ce? Ia zis, ce-a făcut? O filmare a zis în felul următor. Hai, stop. Ce-a zis? Cum mă să n-ai o viață frumoasă lângă Andreea? Cum mă să nu te simți bine mă lângă Andreea? După aia, ce, eu te cheamă pe tine, ia-o bre pe asta de aici. Ce să înțelege neamărimea? Ce să înțelege? Jucăm teatru sau nu? Nu știu, eu știu. Dăm la actorie sau, sau ce facem noi? Adică la actorie să dăm? Eu mai am nevoie să dau la actorie. Ia-i drumul de aici, hai. Cum să stai supărat cu Andreea? N-ai cum să stai supărat. Pentru 3 minute, e drept, hai. Nu vreau. Hai. Să-ți facă... Stai mă, băi, ia stai! Să-ți facă dugheara aia! Știi ce băia mama, dracu, pe amândoi? Faceți... Să-ți facă dugheara aia, nu mai stătești jos de aici! Vino cu acești și fă-ți treabă! Fă-ți treabă, băi! Hai la revedere! Fătălăule, turbățelule! Fătălăule! Câine, să-ți facă... Vino mă încoa, nebunule! Vino încoa! Mă, disperatule! Pisi! Montanelule! Vino încoa, ce mă, nebunule! Vino încoa la mama ta! Băi, nebunule, hai să zic ceva. Cu nebunia asta ta. Cum ești tu așa de nebun? Eu tot te iubesc, eu tot te iubesc. Și mă simt bine alături de tine. Vino încoace. E nebună, mă, femeia, mă jur, femeia e nebună. Cine e nebună, mă? E nebună cu alte. E nebună cu alte. Hai, hai să muncim acolo, că ne ceartă. Lasă-mă 10 minute, că mai am în ceartă, moș. Du-te și fă ceva, fă ceva, lumoș. Nu pot singură, fără ajutorul tău nu mă descurc. Cred. Du-te, Andrei, lasă-mă să-mi înghiți o gălbenare, am mâncat să-și gura ta. Ce să-și înghită, mă? Ce să înghițim? Și... Nu, bă, dă-te, m***!
Să ne înțelegem, eu nici pe băiatul meu nu-l las să câștige vreun joc. Dar pe ăștia mici care țin cu Steaua. Bă, dar înțelegeți de cu bună vorbă și... Nu pot, nu pot. Trebuie să mă bați, trebuie să te iei de mine ca să mă înțelegi cu mine. Nici atunci, haide! Păi treci atunci, Treci, Thank you! 3-0, gata, mă, suntem lați. Chiar a fost un meci de fotbal între prieteni, a fost foarte frumos. N-ați fost în stare, la revedere! Mi-au scos sufletul, bă! I-am bătut 3-0, am fost mulțumit. Înnebunit de victoria clară în derbiul acestei etape, Gianni consideră că a făcut destul pentru echipă și pentru viitorul meci al asamblării locului de joacă se dă rezervă. Și eu am luat decizia de a pleca, pentru că eu nu știu să asamblez și nu-mi place și nu mă pricep și nu vreau. Unde mergi? Unde aveți nevoie? La Târgu Ogna, am adus să beau o cafea. Special, hai, gratis, numai pe dinteam. Gata. Da? Nu-mi băusem a doua cafea. Și am zis, unde mă simt eu bine decât la Târgu Ogna. Pentru cel mai mare din Amovis, mașină la dispoziție gratis. Gata, la bă. La Casa Creangă și dau și eu o cafea acolo. Neamarine, ai încurcat-o. Am cu ce să fug, ca să știi. Și am plecat cu un nene care era din Amovis și m-a dus direct la Târgu Ogna la cafenea. Să vedem unde ne așezăm. Bună, bună! Vedeți ce cafea bună aveți, că vin să beau aici, la dumneavoastră, cafeaua. Asta e, bă, viață, nu mergem să muncim, să moară, mă, să mergi să ce? M-am măsurat eu din grindaia în grindaia, măsoară și tu din grindaia în grindaia sus. Ce trebuia? Să tăiem lambriul, să măsurăm, să tăiem lambriul și să-l punem pe tavan. Până aici. 50, ești de bun. 50. Noi trebuie să facem spectacol de vineri seara. Așa. Unul din numere, eu cred că ar fi foarte, foarte interesant dacă tu și eu te ajut, reușești să o convingi pe soră să danseze cu tine o tarantelă. Sau, dacă dânsa vrea altceva, ar fi perfect. Hai să o rugăm să vedem. Băi, nebunule din Coceni, cum crezi tu că eu ajung? Dime. Cum am ajuns? Băi, tu ești mai mare. Hai, măsoara aia. Măsoara aia, stai să fac niște calcule. 50 până aici, 50, 3 metri 45. Bă, măi, la mișto stricăm astea la copii, ștâmpită. Pune ăla de acolo, din grindă, frate, și du-te cu el cu mâna. Frate, mi-o stai că te învață sora ta ceva mult mai simplu și ia mult mai ușor. Fii atent. Ia-o. Sino, mă! Sino, fii atent. Pun-o, pun-o acolo, sus. Și acum ce faci? O tai așa, o decupăm. Ce înțelegi? La început m-am enervat, dar după care nu m-am enervat, mi s-a părut chiar funny. Nici eu, nici Liviu nu știam să facem și nici n-aveam chef să recunoaștem. N-aveam chef, aveam chef să râdem, să ne simțim bine, să ne distrăm. A acceptat să dansați cu mine o tarantelă? Să fiu partenerul dumneavoastră de dans? Eu nu sunt balerină, nu sunt dansator. O să facem o tarantelă normală. Și nici nu am siluetă așa prea. Dar nici eu, uitați-vă la mine! Din păcate! E din coregrafa, vor mai dansator. Atunci, dacă eu accept pentru ca să fiu recunoscătoră cu dumneavoastră, eu să fiu și un mijloc de susținere, așa, ca să fiți mult și mulțumiți dumneavoastră și pentru copiii noștri. Da. Mulțumim. Da. Gata. Da. Mulțumim. Sărumâna. Sărumâna. Fii atent. Eu nu cred că există așa ceva, mă. Uite, mă. Eu nu cred că există așa ceva. Da, măsurat. Uite-o. Pă bune! S-a măsurat, mă!
Amuz, pune lui mumă ta mâna pe ruletă, că ne bate în joc. Deci dacă e așa cum zic eu, ce-mi dai? Palme. Nu sunt o fire care, cum să vă zic, nu fac absolut nimic, chiar dacă nu știu un cerc. De acolo, așa. Ia vezi. Cât are? 307. 307, eram pe aproape. Hai să o măsurăm pe asta. Cum ar fi, mă? Ia vezi, mă. Vă 28 de centimetri mai puțin. Am venit să-mi vizitez prietenul meu, drag și scump. Un om extraordinar, cu suflet mare. Am înțeles că e handicapat acum, că s-a lovit. L-a lovit Verciuc, ea are handicap. Am venit să-i aduc pensia, bonul. Neamărin nu știa că eu vin și am vrut să-i fac o surpriză. Am aflat că Gianni a fugit undeva pe la Ogna, Târgu Ogna, într-o cafenea. Zic, lasă, mă duc la Gianni. Ajung acolo și când îl taxează cel mai tare, atunci ies eu ca să aplanez conflictul. Bună ziua! Frate Cosmin! Bărel Nicoliță! Scuze. La domnul m-am uitat, nu. Vezi că și el e din Amobis, ar putea să-ți iei frumos, ai grijă. Ce faci, brate? Nu sunt pe aici. Am venit să-l ajut pe Moș. Da? Da. Păi la fix ai venit. O cafeluță, mă rog. Da, bineînțeles, aici. Dă-i o linie așa dreaptă să fie dreaptă. Te-am tortul. Scuză-mă, frate, scuză-mă. Nu văd, știi că schimbă asta. Toate defectele le-ai după planeta asta. Hai, ia și taie. Hai să te fac femeie din tine, taie. Da, ce sunt bărbat? Nu știu ce să zic. N-am. Uite încă. Îmi spunea să trebuie să numească altfel. Răbdați și poftiți. Că ne place, hai. Ne place. Hai. Se pare că eu muncesc ca fraiera și tu doar fii? Se pare că tu ți-ai greșit cariera. Tu trebuie să te faci doctor chirurg, mă. Hai așa o mână ușoară pe cuvântul meu, doar. Ia. Cum era pe cum era? Se mișcă bine. Se mișcă ca în filme. Se mișcă bine. Bine de tot. Cum o fi, mă, să trăiești așa în fiecare zi? Chestiile astea de construcții pe mine mă depășesc pentru că eu nu mă pricep absolut deloc și chiar nu-mi place. Nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Aici am făcut tot ce am putut cu toată ființa mea. Deci mi-am depus totul, înțelegi? Adică chiar dacă nu mi-a ieșit ok, am făcut din suflet. Doi. Asta ce vrea să fie. Stai, vreau o pauză. Bravo! Ține-o cu nasul! Veniți că mă distruge seara! Ce dă pare la mămoare copilașă din foame, asta e toată producția mea pe an! Dacă zici ceva, mă mărină, îți dau un bot. În viață trebuie să te pui la mintea copiilor, înțelegi? Trebuia să ții placa. Expray făcut. Jur că nu. Bravo, bravo. Păi eu, mă, dar ce-i faci? De ce nu o ții, mă? Și cum iau, frate? Am 5 mâini și nu știu. Cum o iau? Ține-o cu nasul. Vezi, dacă nu te operai, o țineai cu nasul. Nu mai am. Hai, pune înapoi. Păi apasă pe bormașina aia. Păi și cum îl mai țin, că îmi nenorocesc degetele? Nu vrea? Nu vrea. Dar chiar a vrut să facă. S-a chinuit să taie, s-a chinuit să le pună, s-a chinuit să măsoare. Adică a fost bine intenționat. Lăsăm gluma la o parte, nebună, cum crezi că e? S-a chinuit. Da, foarte bine. Unde e Gianni? Păi eu mă duc după el. Acum asta e treaba mea. Să vină Gianni. Nu, până nu vine Gianni, păi, știi ce? Nu niciun ce. Băi, știi ce? Nu mai e nervos. Suntem toți, ori nu mai suntem. Tu te duci o iparona.
și copiii cu care ai jucat fotbal și montase aici locul de joacă. Și mă duc după GNV. E clar? Gata. Și tu nu mai fi tare în colo și clonți cu mine. Da, nu mai fi. Băi, și ce să-i spui? Dar de ce ai la frică? De ce ai la frică? Cui m-au la frică? Lugean. Bă, virați ai dracu, mie nu-i frică de nimeni. Lasă că să vezi tu ce fac eu cu el. Da. Tu treci acolo. Andreea, ai zis că e prietenul tău și lucrezi cu el. Treci acolo acum. Da, Andreea, stai acolo. Nu. Să vină Gianni, mă. Putem acolo. Eu ascult pe prietenul meu, ce zice. Am ucis-o. Fratele meu cu prietenul meu. Firea, Andreea, cu prietenul tău, cu tot. Mă duc eu, mă, după el acum. Bă, hai, nu mai enervam. Hai, te rog, ia fumă, dar de ce? Păi, Gianni, de ce nu te enervezi? Nu mă enervez eu pe el. Gianni, de ce nu te enervezi? Să vezi tot ce fac hai, eu cu Gianni. Hai, du-te și adun. În sfârșit, îi e frică de un om. Cred că i-a fi dat un pumn un pic mai tare, sau o palmă un pic mai tare, și a simțit cumva că nu e loc cu hudele de dogs out. Uf, 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 uf. Ăla plecase de jumătate de oră și ne-am mărit tăia frunză la câine. M-am enervat, am și să mă bulbui. Nu, că chiar m-am enervat. Stinge becul, stinge becul, stinge becul. Stinge-l, stinge-l că mă vede. Ăsta Cosmin se leșe și era mai speriat de bombe decât toți. Ia uzi, hai mă, ridicați-vă să băgăm o horă. Ridicați-vă, mă, că vine. Aici, mă, la masă, dă-te, mă, mai încolo. Hai, mă, nu vă fie rușine. Acolo a început totul. Vântul bătea, frunzele se mișcau agale în copaci. Și Neamărin venea. Emoțiile începuseră să se simtă în fiecare fir de păr a fiecărui client din cafenea. A început o horă. Gianni conducea hora și în acel moment a venit. Iertați, vreau o pauză. Haide! Și ram! Vine pe copii! Asta e! Gata! Hai, mă, așa! Stai, bă! Stai, dă-te la o parte! Dă-te, bă, și tu la o parte, fiule! L-a bătut pe unul, jur! Ăla l-a apărat pe Gianni. Asta e, și dacă l-a apărat, nu-i din emisiune, nu poți să... Și a zis, dă-te, domnule, dă-te, domnule! Hai, dă-te, dracu! Și a început să-l încingă și pe ăla. Nu se face, e cu... Eu zic să-l schimbați. Din partea mirelui! Stai, mare, furule! Bătu-te, dracu! În partea cui, mă? Bă, m-a încins. Mă așteptam să fie o primire mai călduroasă. N-a fost călduroasă, a fost fierbinte. Am venit să te ajut. Să mă ajut? Da, asta e pentru tine. Să mă dacă la mine. Am venit să te ajut, da. Stai mă așa. Da. Cu flor ai venit. Am venit să te ajut, da. Cu flor ai venit, stai așa. Stai mă! Băi! Au! Au! Mi-a fost dor de Neamărin. Am zis să vin să-l revăd. Oarecum regret. Da, asta e. Hop, 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 hop! Aia muncește! Aia muncește acolo și tu ce faci? Aia muncește acolo și tu ce faci? Tu nu mai învăța, ore! Ia uite! Ia uite, Neamărine! Te rog eu frumos! Stai, nu! Stai, bre, că am venit să te ajut! Am venit să te susțin! Situația a degenerat imediat după tăruirea cadoului. Și se pare că am încasat-o și pentru Gianni. Ce ai pățit? Erai băia bun. Erai băia bun, da? Stai, bă, cu minte. Cine te-ai luat? Stai, bă, du-te, bă, de aici. Să-i învăț ore. N-ai zis tu să-i învăț să danseze? Învăț ore, bă. Da, nu m-ai învățat tu pe mine. Mai, vorbește frumos cu el că e handicapat de el, că s-a lovit la... Hai că iubesc pe tine. Am văzut. Nu mai, nu. Aoleu, mă doare sufletul. Aoleu. Știi cine mi-a făcut, da? Cine? Prietenul tău? Da. Nu? Băiatul meu. Băiatul tău, așa. Da. Bravo. Hai la treabă. Hai, bă, că mai beau și eu cafea. Ce să bei? Hai la treabă. Băi, tu și ce acolo? Deci a rămas, e de singur. Eu nu știu să asamblez. Bă, da, ți-arăt eu. Nu-mi place. Mergi să mă ajuți? Da, treci, mă. Păi da, am venit. Treci, mă, du-te, dracu, treci și munce. Da. Du-te, doamne, iar-te, mă, treci. Ia-mă, așa, băi, am plecat. Ia-mă, mă, dracu, acum, pe toți. Băi, Neamărine, stai, bă, cu minte, ce ai. Păi mă bate joc de mine. Da, adevărat. Sunt bătrân și... N-aș putea să iau locul lui Neamare. N-am atâta nebunie mie. Nu, nu știu dacă există cineva pe planeta asta care să-i poată lua locul. Tu îți dai seama dacă îl vedem pe ăsta peste vreo 20-30 de ani, că tot așa aspru e? Bine, cărunt și cu altă proteză, că o să schimbe dinții, că nu poate să-i păstrez, că se îngălbenesc aia, protezele să mai... Nu, te rog! Hai, hai!
Faci, 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 faci. Pune asta pe cap. Pune așa să-mi te ud, hai. Dă-mă cu toținiu. Mi-a fost dor de Neamanin. Chiar mi-a fost dor de el. Jur că mi-a fost dor. Că e un nebun frumos. Are și un suflet tare mare. Dacă mergeți puțin, este o doamnă în seră care leagă roșii. Dacă puteți să mergeți să o ajutați puțin. Dar cum să nu? Da, haideți. Haideți. O pereche frumoasă sunteți. Da. Nu, 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 hai să nu exagerăm, doamnă. Cât am fost eu plecat după Gianni, sora i-a luat pe Liviu și Andreea și i-a dus într-un solar să sape la roșii și să lege. Credeți că au fost în stare să facă așa ceva? Ia uite unde leagă. Băi, nebunule, din porum ce ești! Veniți că mă distruge sera! Băi, ești nebună la cap! Du-te, mă, că nu mai fac nimic! Să vă moare copilașul din foame, asta-i toată producția mea pe ea! S-a rupt un pic ața asta, dar e ok, e în regulă, gata. Noi doi mergem cu copiii să montăm locul de joacă. Hai, hai. Acum. Hai, hai să montăm. Hai, hai. Mai bine, pa. Hai că așa plouă. E frumos. Ce frig e. Ia asta pe tine. Ia, mersi, mersi, mersi. Exact. Așa. Stilul meu. Arătați care e iarba. Uite, aia e iarba. Uite, dar să pricepe pe bine, numai când vrea. Păi normal. Hai să zic, ia. Bravo, aia e iarba, bravo. Ia, hai să facem un cerc aici. Uite, cu găurile sus. Edi, da? Trebuie să vii mai des aici, la noi, împreună cu copii. Ok. Hai, mai lipsiți niște piscări și frumii. Păi uite, uite, avem aici. Eu m-am ocupat de trambulină împreună cu copii, care erau foarte isteți. Nu aveam schema după care trebuie să facem și pur și simplu am luat toate uneltele astea și toate părțile, componentele, am răsfirat așa pe pajiște și am început să montăm așa, gen Lego. Plecăm? Da. Haide. Am terminat. Bine, cum se descurcă, Andreea? Am terminat, meștere, să vii să ne dai note. Bravo! Haide! Te fac brigadier! Trebuie să mare, mare, mare! Vai de mine! Am instalat toate toboganele cu copii. Am început să facem, să găsim șuruburi. Mamă, ce pricepuți erau! Mai pe spate Alex, care știa din ochi, nu merge șurubul ăsta, nu știu care. Pe urmă, fiecare copil s-a implicat. Poți să-l bagi discret? Așa, ca să-l fixăm. Gata! Astea trebuie să fie drept, fie drept. Bagă-l până la cap. Așa, acum e bun. Nu, mai mult mă bucur ce au primit copiii. Mai mult pentru ei, serios, pentru ei mai mult. De multe ori las de la mine, de acasă. Și dacă nu-mi ies o socoteală de-a mea, las pentru ei, că noi suntem mai puțini, ei sunt mai mulți. Așa sunt sufletește, de unde vine, cum vine, cred că de la Dumnezeu. Nu știu cum să mă exprim, dar sunt foarte alipit aici, ca și cum ar fi... Aici e familia mea, într-un cuvânt. Așa? Facem mare cazemată, ești nebun? Dă-o mai acana, așa, mai încolo un pic. Așa, aia. Așa, și tu pune la asta. Și eu pun la asta. Vedetele nu prea știau cum să le monteze și le-am ajutat și eu. Eu și eu, pentru că am mers prin parcuri și m-am orientat de acolo. Doamne, cât s-au bucurat copiii! Doamne, ce moment frumos a fost! Imediat au început să se joace cu lucrurile. Îmi place să mă dau un leagăn în topogan, în plasă și în balasan. Copii, ajutați-vă, trageți de asta. 1, 2, 3 și... Gata? Mamă, ce greu e! Scoate arcul. La un moment dat a început să plouă din ce în ce mai tare. Noi mai aveam relativ puțin să terminăm și nu ne venea să plecăm. Până la urmă a trebuit să spun. Știți că nu sunt strânse șuruburile și nu ne jucăm acum, că a început ploaia. După ploaie strângem tot și ne jucăm, bine? Hai, când se termină ploaia, continuăm, bine? Da. Hai, bine! Bravo! Îmi place că acum avem un loc unde să ne jucăm și este frumos. Până acum cereau să meargă în părculeți în oraș. De multe ori spuneam nu, pentru că trebuia să mergem două, trei persoane să-i însoțim, nu puteam să-i lăsăm așa. Acum, în schimb, gata, nu ne mai trebuie loc de joacă, că avem acasă. Avem părculețul nostru acasă. Vreau să-l învăț
să cânte. M-a rugat foarte mult surorile să încep să fac vocalize cu copiii. Deci aici e diafragma, da? Diafragma trebuie să fie în același timp suplă. Ia fă. Ia. Mă simt foarte bine când sunt în prezența ei, deci îmi place foarte mult Rona. Misiunea de recuperare a celor doi de pe calea păcatului se încheie cu readucerea pe calea cea bună, a muncii care îl înnobilează pe Seleși. Sunt surori, mai multe surori, care au grijă de copii. Uite, Valeriu Borș. Au grijă de mulți copii aici și noi aici lucrăm. Ce te-ai plâns? L-ai trimis după mine? Păi mi-era dor de tine, mă. Da, ești de bun? Deci n-am mai putut să stau fără tine, zis. Să mă rând, deci n-am mai putut să stau fără tine. Da, te cred. Dar cum a plecat un chelier și au venit doi? Liviu, te felicit pentru că l-ai ars cu aia, cu motocoasa, brav. Te felicit. Brav. Adică cum, mă? Nu, Doamne, acum. Cum ai zis că? Că îl fericiți că ce? Stai, bre, am venit în vizită la tine să te ajut. Ce stai, mă, greșeală? Pe unul și ai venit cu doi. Gianni are curaj să dea neamărit. Bravo lui. E un om tare bun, tare bun și cu umor și cu îmi place că îi dă lui Neamarin. Doamne, ce mă bucur când dă în el. Doamne, parcă ne răzbună pe toți, parcă răzbună toate edițiile, toate zilele, toate palmele, toate nuielele alea luate peste spate, peste picioare, toate, când îi dă câte una și îi surprinde până când face-o. Uite, bă, n-are curaj, moșul, n-are curaj. Ia zi, cu ce te ajut, Liviu? Că pentru tine am venit, n-am venit pentru tine. Nu știu de ce am o problemă. Doar așa, între noi doi fie vorba. Nu știu ce s-a întâmplat cu Andreea. Ai zis că e prietena ta, nu? Da. Vreau să te duci să vezi și tu exact ce culori are ea pe ea. Prietena, dar ce facem atunci? Andreea, cântă! Asta e! Despre asta e muzica, vezi? În viață trebuie să te pui la mintea copiilor, înțelegi? Băi, tu ce faci aici? Voi ce faceți mai aici? Lexi de canto! Păi tu știi să cânti la pian? Ia cântă, bă, ia! Tot s-au populat în cei cânt. Tocita! Ce faci, bro? Vino cu la mine! Ce faci, mă, cânt? Bine, tu? Bine! Nu știu câte talente ai. M-ai lăsat pe mâna la nebun, m-a rupt cu bătaia. Era dor de Tocita, am văzut-o și ea s-a bucurat foarte mult când m-a văzut. Când m-a văzut Tocita, era... Băi, Andreea! Ce vrei pe tine? Rona! Nu sunt eu de vină. Vrei să mai fim prieteni? Păi, dar nu... Păi dă la jos, că nu mai trebuie să stai cu albastru. Tricou. Da, pe roșu albastru. Steaua. Gianni, o simt cu Dinamo. Păi și dă jos ăla. Nu înțeleg de ce softică Gianni când vorbește Steaua, că... A, e dinamovist? Edi, cu mine ne ocupăm de copii să învățăm să danseze. Tu ai zis că eu nu mai pot și ai venit să îmi iei locul, da? Da. Uite, tu e șeful lui Liviu. Hai să și al Andrei. Stai. Vino cu aici. Stai, nu. Vorbesc serios. El se ocupă de voi doi, dar împreună, cum fac eu cu ei? Și a început el că ia locul lui Neamărin, tu te brec că ești obosit, că ești bătrân, las că ține-o locul. Și Neamărin știa, bă, care e cel mai nenorocit artist cu care eu am lucrat până acum? Vârciu. Uite, ia-l pe Vârciu și fă-l să facă niște lucruri, dacă tu vrei să-mi ții mie locul. Dacă nu m-ai enumerat, eu pot să plec să dau o cafea. Că acum spun ce faci. Tu ești asistentul meu, Rona e asistentul... Eu sunt asistentă, toată viața am fost asistentă. Da, uite, ești asistentă. Ești asistenta lui Liviu. Și eu toată viața mi-am dorit să-mi fie să-l fac pe care mi-e așa. Băi, deci stai așa, băi. Tu o să întinzi niște rufe ale copiilor, frumos, și tu le calci. Și vedem asta. Nu, că doar ce am povestit. Și vedem dacă tu ești în stare să-i coordonezi pe ei doi. Hai, plecați. Hai, dați-i drumul voi, hai. Acolo, uite, la regizor. Liviu calcă haine și Tonciu întinde haine. Și am ajuns jos, Liviu s-a pus pe scaun, Tonciu s-a apucat, a întins hainele. Uite, calc eu un tricou și după aia calci și tu, da?
Bă, pe bune? Cine ești tu, mă? Șeful meu? Ia obligă-mă, mă, să fac niște lucruri. Deci atâta masculinitate mai am și eu în mine, că nu vreau să-mi știrbești tu toată personalitatea mea. Gătesc, fac curate, am șterg pe jos, tai lemne, fac ce vrei tu. Nu mă pune să calc! Vino, nu fi, te spun lu... să mă dacă nu te spun. Cum să mă spui, mă, ești purăcios? Păi, da, vino, mă, am venit să... Da, profesoară? Da. Vârcea, mă, zmă, că l-ați măzgărit peretele? Da. Nea Marina a adunat toți copiii și a spus, dragii mei copii, vom face un lucru foarte democratic. Noi vom avea un spectacol vineri, cine vrea să danseze dansul populare, cine vrea să danseze modern. Și am spus la dansul moderne. Prime altă viață la dansul moderne. Și stânga, și dreapta, și stiate ce faceți din, țineți deci, din umeri. Mie îmi plac cel mai mult dansurile moderne. Pentru că acolo te distrezi și nu trebuie să urli cum urli când faci dansul populare. Nea Marie ne învață să dansăm dans popular. Hai, brașoveancă! Hai, uite, da. Tu pereche, tu pereche, voi două pereche și voi doi. Hai! 5, 6, 7 și... Tera-pa-pa-pa-pa-pa... Tera-ra-ra-ra-ra-ra... E foarte așa și am învățat repede. Nea Marie știe să ne învețe. Unii vor dansa dans popular, unii dans modern, alții vor face precum Foca, adică eu că nu știu să fac nimic decât să joc fotbal. Nu știu ce se va întâmpla la spectacolul ăsta, important e să facem bani, să facem pentru acești copii minunați. De ceva timp, eliberată de Tonciu, Rona își continuă lucrarea pe teme muzicale și a făcut progrese. Te-a luat așa deodată? Da. Lasă-mă cu tine. Dacă îi zici ceva, Nea Marina, îți dau mult. Ta-ra, pa-pa-pa-pa-pa, ta-ra-ra-di-da-ram. Balans. Din umeri. Balans. A repetat cu Eddie multe șmecherii. E frumos când... în timpul repetiției. Folosim și mâna, dar arătăm cu degetul unde mergem. Arată cu degetul. Arată cu degetul. Ed este un profesor de dans bun. Are răbdare când ne învață niște lucruri și dacă nu putem, el tot încearcă. Copiii erau foarte receptivi, chiar mi-am dat seama că pot să fac niște lucruri foarte frumoase cu ei. Nu foarte grele, fiindcă erau și mulți copii mici, dar așa, funny. La voi. 5, da, zi. Ce-a făcut? Păi, stai, mă, băi, Liviule. Liviule. Da, vre. De ce? Stai, stai, de ce vreți să stai? Păi, baia aici. De ce vreți voi să mă enervezi? Noi repetăm aici. Repetăm și noi nu puteți să faceți două de-astea. Pentru copiii ăștia nu merită să întinzi două rufe și ea să calce? Bă. Da. Eu am călășos. Da, frate. Da. Calce, frate. Și eu fac de toate. Calc, nu calc. Nu calci tu. Calcă ea. Da. Am călcat eu. Nu, n-a făcut nimic. Facă e treaba ta. Dar el, am zis, el să întindă rufe, ia să zi. Facă ceva. A, de ce treaba mea? Păi treaba ta ce faci, frate? Eu am metode să-l descurc. Ia zi, mă. Fă ceva. Păi fă, e treaba ta. Tu te mă faci un pișu și la mă te duci la aici și vrei. Hai, ce să-ți fac? E șef, ai zis? Ai zis că vrei să fii în locul meu. Să te văd eu cum te descurci tu cu toată lumea. Să văd. Să văd eu cum te descurci tu. Ia zi, mă. Este prăciosule, hai. Hai. Vârci e mână-mână cu Alzheimer, nu-i fiu sos, două picături de apă. Cum Alzheimer nu face nimic, nici Vârciu nu face absolut nimic. Tonciu, foarte harnică, frumos, a întins hainele, ba mai mult, a și călcat-o cămașă. Hai să plecăm și noi, că ce stai așa, eu fac aia și nebunii ăștia stau? Nu-mi place să fac curat în șifoniere și să calc haine, deci efectiv, nu-mi place, deci detest chestia asta, nu suport. N-a comentat Tonciu, chiar n-a comentat. Ia uite, filmează acolo că am făcut rufele. Am închinuit să calc puțin o cămașă, am lăsat-o acolo necălcată și am plecat. Vezi fermecat-o, că asta e invers. Mie nu-mi plac cărțile. Ia e maximul plăcerii! Citesc titlul și atât. Ah, ce frumusețe mare, n-am văzut America! Nea Marine, fătălău ăsta de Seleși o freacă iar. Liviu? Seleși nu face nimic din nou. Vâlciu e din Vâlcea.
Treci. De ce nu te duce? Când eram eu mic la școală, așa făceam. Ia-mă la pătură! Mamă, stai, bă, frate! Aoleu! Deci ne-a dus la emisiune cu fete mari. Suntem la Onești să facem auzită cauza surorilor de la Buna Vestire. Pentru asta avem o urnă, mână de lucru și porți la care să batem, cum ar fi o tipografie. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, doamna scumpă! Bine v-am găsit! Ce culori frumoase! Vreau și eu un ghiozdan să mă duc la școală, Nea Marine! Ar fi cazul! Un ghiozdan cu Barbie, bună ziua, aveți pentru mine? Sensul este manechin la Clubul Pensionarilor din București. Chiar ai început să vorbești. Ia, ai venit aici, nu o să taci, să ne arătaci aici. Am ajuns la tipografie, acolo ne-a așezat Alzheimer pe toți în linie, s-a dus el, erau și doamnele așezate în linie, ca la Comitetul Central de Primire, așa frumos, s-a dus, le-a pupat pe toate. Le-am zis, zic, el este ce nu-l țineți foarte mult, e manechinul Clubului Pensionarilor de la București, are o reprezentație în seara asta. S-a supărat iar, cred că mi-am luat-o. Da, mi-am luat-o și atunci, da, mi-a dat Neamărin, mi-a dat și la intrare acolo la prezentări. Ce i-a dat Neamărin lui Cosmin nu se poate băga în urnă. Pentru așa ceva, să vedem ce ni se dă de muncă. M-aș bucura să ne puteți fi de folos, pentru că avem multe de făcut. Haideți să ne apucăm de seamă! Da? Da? În câte locuri trebuie să muncească ei? O să mergem în hala de producție, toată lumea. Da? Oh, oh, oh! Merry Christmas, everyone! Bineînțeles, au început împărțeala de sarcini. Cu cine credeți că am plecat la treabă? După cum v-am obișnuit, eu și Gianni facem muncile cele mai grele, nu? Ei bine, la tipografie, împreună am sortat hârtie, coli de hârtie. Edi, de la WC-uri am trecut la hârtie. Deci suntem în temă tot timpul. Aici trebuie să fii mai gingași, mă, nu ca noi. Noi suntem pe forță, aici trebuie să fii puțin elegant. Iarăși am fost foarte surprins. Pe Tonciu și pe Liviu Vârciu i-au pus la cărți, adică adunau paginile. Știi că erau paginile puse. Așa, mai multe și luai. Pac, o una de aici, continuare aici, continuare aici, continuare. Nu știu ce curaj au avut să îi pună pe ei acolo. Lasă jos, mă, când ai luat-o, că-mi curgi. Uite ce scrie aici. Bă, domnica, ai voce frumoasă. Ei, vin din seară la club. Băieți, avem destui la cor, fete puține, deci ne hândrălim. Îmi plac foarte mult cărțile. Dacă e royală, Mai sinceră să fiu, mie nu-mi plac cărțile. Nu mi-a plăcut să citesc. Da, nu mă laud. Nu sunt împătimit al cititului. Adică n-am putut să mă concentrez nici la capra cu treiezi. La a treia pagină uitam ce doamne iată m-a făcut capra. A plecat sau n-a plecat? Vezi fermecat-o, că asta e invers. Cum, ia, cum? Invers o întorc. 576 invers, așa. 577. Vamonos, vamonos, a la playa. Nici când sunt articole despre mine în ziar nu citesc. Citesc titlul și atât. Nu mă pasionează chestia asta. Ce crezi? După cărțile bune, s-au făcut filme. Și pentru noi ăștia care nu putem citi. Te uiți tot timpul la ultimul, da? Eu mai au după tine, Liviu. Da, te uiți tot dacă timpul greșești, la greșești, tu greșești și eu. Nu știu cum au ieșit cărțile, le-au pus și invers, întoarse, cu scrisul în sus, cu amestecate. Se pune la cărți că, clar, se umflă, fac bube, pă. Ei, dai teama. Mă obosește foarte rău. Eu am probleme cu vederea și citind, nepurtând ochelari pentru că nu-i port, după cum observați, o să vedeți că eu stau și așa și mă încrunt când nu văd bine, mă obosește foarte rău și nu-mi place, nu-mi place. Știți vorba aia? Ai carte, ai parte. Da, ar fi să vă intrați în mână, că ne credeți că sunt răscoase în ziua, pleacă. Mamă, ce trafic aici! Am învățat cum se sortează capitole și așa mai departe. O muncă destul de precisă, sinceră să fiu, mai ales că era o carte cam așa. N-am pomenit cum să scrii așa un roman.
Dă-i seama când tu ai făcut o carte care va sta în mâna unui om și o va citi? Îi dă o minte mea, ești nebun. Trebuia să punem paginile și după aia să le dăm acolo să pună coperțile. Iar eu, fiind curioasă, am vrut să am pus și eu coperte la o carte, să văd cum e. E foarte funny. Da, Marine, fătălău ăsta de sele și de ce nu face nimic? Vorbește, bă, frumos, că sunt doamnele astea aici. Nu folosesc aceste cuvinte și nici nu cad în plasa domnului Liviu... Liviu? Cum a zis? Vă rog eu, dați-i pe cineva lui Liviu să-i și citească, să nu le încurce după aia, că dacă... Sau dați-i cu poze lui. Vă, cum? Vă, Vâlciu. Vâlciu, e din Vâlcea. Neamărine, fătălău ăsta de sele și o freacă iar. Păi eu sunt invitat, mă! De fiecare dată când spunea cuvântul ăla fătălău, o să zbârlea părul pe mine, pe mâini, că... Așa, și pe față mi se face așa, dar nu știu dacă s-a văzut la televizor. Seleși nu face nimic din nou. Hai să el e invitat și că nu-i pasă de mata. Unde mai e? Uite-ți că nu face nimic, s-a cărat. De unde e băiatul ăsta? Din Constanța? În Constanța oamenii vorbesc frumos. Suflă aer și are și aer și vapă. Și crea fiecare pe lângă. Bă, tu ce faci? Ești inspector? Poftie. Ești inspector? Tu ce faci? Ai venit să muncești? Băi, unde te duci? Hai, hai, unde te duci? Unde? Unde te duci? Băi, băi, băi! Frate, venit nebun. Ai venit să muncești și ai văzut pentru cine muncești, da? Ce? Pentru copilașii aia. Cu mine vorbiți? Da. Păi tu ești inspector? De ce nu muncești? Mână grea mai are Neamarin. Deci n-a fost ziua lui Seleși, săracul. Cum să-l bată, mă, în halul ăsta toți? Ce face mai? Ca șacalii, ca hienele s-au aruncat pe mine. Măi, venisem de o oră. M-au încins cu bătaia. Seleși un fel de... Nu știi, pe Frodo? Frodo un pic mai urățel, dar nici cu niște oic mai deschiși. Ți-ai drag, nu da! Nu mai da și după ei! Nu mai dați, că mă omor! Mi-am venit aici să mă... Ce ai vrea cu el? Bă, nu mai intra și tu, mă! La ăștia mici, circulația este foarte proastă. Să știți că nu la ăștia înalți circulația este proastă. Și noi din când în când trebuie să-l mai altoim pe Seleși ca să fie mai vioi. Se pare că tot ce au adunat ei în zilele astea de când lucrează cu Neamarin s-au descărcat pe mine. Nu trebuie să dai în partea de sus. Ai venit partea de jos. Aici muți mâna invers. Nu o lăsați pe ea singură, vă rog eu mult, păcat de carte. Să nu credeți că la tipografie este atât de ușor pe cum se pare. Hârtia poate să fie o armă albă. Băi, alo, ambulanță, 112! Băi, e rău lui Eddie, băi! Băi, 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 s-a făcut rău, băi! Doamne! Deci ne-a dus la emisiune cu fete mari. Băi, cheamă-mă pe Neamarin. Băi, Neamarine! Vino, băi, frate, băi, fără mișto. Băi, ți-ai ăștia mai mult leșină. Era să mor, mi-a curs cel puțin maxim o jumătate de picătură de sânge și mi s-a făcut rău, m-am întins pe jos, normal. Ia-mă-l, mă, pe turbatul, mă, că erau lui Finăsu. Aoleo, Neamarin! Băi, pierd sânge, mă, băi, vină, mă! Să nu moare, bă! Pierd sânge, băi, fii atent, stai că-i aduc acum! Pierde sânge, băi! Și te-ai speriat nebunul, credeai că moare? N-ai văzut, băi! Ia, repito? Da. Bravo. Bravo, Tonciu, bravo, bravo, bravo. Foarte bine, bravo, bravo, bravo. Andreea a legat la cărți câteva minute, după care a plecat, s-a dus în față la magazin să vândă. Bună ziua, vă ajut cu ceva? Nu. Uitați? Da. Când stau și mă uit așa la ce aveți aici, mi-aduc aminte de școală. Foarte tare. Tu ce faci aici? Cine te-a trimis pe tine aici? Doamna Roz. Te-a trimis aici? Da. Și o servesc pe doamna, dar deocamdată nu s-a... Păi da, ridică-te, uite cum stă doamna. Nu că am vorbit. Ridică-te, nu stai... Nu și-o Neamărin aminte de școală, că stăteam și-o cu pensula. Ai fost tu la școală, cum a... Du-te acolo și vezi doamna ce vrea. Cu stilou, când eram premiantă, Neamărine. Băi, băi, Edi, Edi, fut! Toți suntem traumatizați.
Doamnă, bătrânii, ăștia uite, mai senili, nu-i mai primiți aici, că noi facem treabă, fără mișto. Păi văd că vă cam deranjează. Da, păi vedeți, vă noi... cartea, cine știe păi... ce fac pe aici oamenii? Lăsați-l în pace, să ducă la azil. Unde cuiați-l afară, doamnă. Da, ia-te. Internați-l pe aici, până la un azil de bătrâni. Marele zi chinezesc? Nu știu, draga mea. Da, aici am fost eu la marele zi chinezesc. Felicitări! Că ai ajuns acolo. Stai să vă arăt o poză, că am pe telefon. Ia. Adică am și o filmare. Ia să vedem. Ia uitați-mă. Andreea? Aha. Vă pup, sunt în China la marele zi chinezesc. Ia uite ce frumos. Opa, și-am urcat până aici sus. Aha. Da, foarte frumoasă China. Da. Dar mâncarea nu e bună, să știți. Nu se compară cu mâncarea de la noi. Am înțeles. Dar e egal cu asta din restaurantele chinezești, probabil. Din nu e ca la noi. E foarte... Nu-mi place. Am mâncat numai fast food acolo, știți? Am înțeles. Unde e șobolanul de sere și stă de-l ține? Iar s-a dus? Păi iar s-a dus, n-a mai venit de atunci, de prima oră, în sens. Păi și ai cu sereșii, da, sereșii. Hai să vă căutăm. Așa tată, așa fiu. Păi ce facem, mă? Numai noi muncim, ăștia unde sunt? Păi și-au terminat, mă, le-au dat activități ușoare. Și de desubt, Alzheimer. E bine, e bine, e bine, îmi place. M-am dus sus să le printez lui Marin și lui Vârciu, să le printez un tablou așa frumos cu doi cățeluși, așa tata, așa fiu, Alzheimer și Vârciu. Și în timp ce căutam pe net și vorbeam cu doamnele acolo, cine crezi că a venit? Alzheimer. Ce faci? Trebuie să fac. Stai. Ce faci, mă? Stai că trebuie să fac ceva. Pe cine te-a pus, mă, să uite, faci? Doamna. Uite, doamnă. Care doamnă? Nu vă ajut? Da, vă trebuie. Da, dumneavoastră l-ați luat de acolo? Da, pe cuvânt? Ordine în fișe. Care e fișe? Care e fișe, mă? Care e fișe faceți? Ia pe unde? Unde faci? Care e fișe? Arată fișe. Fișe, dar ce că te-ai pus? Nu mai da. Auzi, când era mea mic la școală, când era mea mic la școală, așa făcea. Da? De ce, doamne? De ce, doamne? Dar de ce dai oamenii? Mă lovit ăsta! Cred că mai mult decât manele au fost bătăi. L-au bătut pe Sele și pentru că el a venit să ia locul lui Nea Marin. Și a meritat bătaia, sărac om. Mă bucur enorm că am venit. Chiar aveam nevoie de puțină energie să mă... revigoreze cineva. Seleși este un om extraordinar, adică, pe bune, nu știu dacă aș fi putut să zâmbesc în continuare după a ta bătaie. Foarte tare. Vă firăței drept! Dacă sunteți mulțumiți de munca prestată, puteți să puneți ceva aici pentru acești copilași. Dacă nu, spuneți, mai venim, mai muncim, mai... Nu, am fost foarte mulțumită, chiar... Vreau să vă rog frumos din suflet, de cine ați fost cel mai mulțumită? Băieții de mine. Băieții care un pe... pas în față. Adică... Așa, asta. Da. Și eu, băieții. Domnișoara Rona. Și nu, în ultimul rând, domnișoara de la librărie, care a făcut ceva vânzare. Da. Și am făcut și cărți, am făcut și cărți. Avem, în primul rând, tarete și cărți pentru copiii. Vă mulțumim mult! Am primit cadou de la editură rechizită pentru școală. Pentru 24 de copii, rechizită, ce înseamnă? Două secunde înainte de a pleca, am și eu un cadou pentru doi prieteni foarte buni pe care îi ador, îi iubesc și îi respect. Le-am făcut fiecăruia câte un tablou. Vă rog să... S-au bucurat, le-a plăcut. Cel puțin Alzheimer i-a plăcut, i-a plăcut foarte mult. Vârciu, și tu ai un tablou același ca să nu vă certați. Să nu vă certați. Așa tată, așa fiu. Bravo, cu felicitări. Bravo, băieți. Da, da, păi ca să nu vă certați. La cameră, arăta și la cameră. Uite, bă, Joey-ul meu, Joey-ul meu. Ia, stai un pic, dă-te, mă, taci, dracu, din gură. Vino să stai lângă Vârciu. Vârciu cap pe ea. Da, mă. Da, mă. E bine? Bravo, bă. Bravo, bravo, mândru, bravo. Eu sunt mândru că am un băiat așa. Știu. Sunt mândru. Așa tată, așa fiu. Doi căței, adică eu și Liviu Vârciu. Ah,
Am venit la hotel, ne pregăteam să plecăm spre fermă și la un moment dat am auzit manele la Maxim și țipete. Ia uzi, na, ha, na, Marine, na, na de aici, că nu e aici! Colega noastră, responsabilă cu buna dispoziție, Andreea, s-a dus frumos la ea în mașină, din nou a pus niște manele și astfel parcă cerul s-a luminat, obrajii s-au îmbujorat și viața a devenit mai frumoasă. Uite așa să-mi revin! Ea e, Tonchita, ea e. Deci, haideți să vă zic cum sunt eu ca persoană. Dacă n-am cu cine să mă distrez și n-am cu cine să port o conversație, gen să facem caterincă, cad, mă plictisesc, mă moleșesc. Ea e vedeta! Ea e maximul plăcerii! Da, da! Creolina mea, da, da, da! Ciocolata mea, ah, ce frumusețe mare! N-a văzut America! N-ai cu cine. Nu e întreagă la minte oricum, nu. E dusă. Dar e dusă bine. Da, sunt o persoană care ascult manele și îmi plac manelele și nu mi-e rușine să recunosc. Iau, le are cu dansul, de balanțul. O să fii pe mașină și nu vreau să fiu lângă Andreea când o să vadă tatăl ei imaginele. Că a stricat momentul Vulpoiu, că lui așa îi place să strice orice moment fanii pentru mine, care eu să mă simt bine, vine el și mă drăgă. Firea dracu să fii treci în coace, haide, haide. Iar noi, pe ritme manele, am plecat la fermă, la ferma de vaci, unde Andreea și-a luat poșeta și a fost prințesa grajdurilor. Bună ziua! Sărut mâinile, sărut mâna! Ce frumoși! Sărut mâna! Mai avem pe Edi. Am uite rexona de la Joiana, să știi, dragă, foarte dragă, bine. Dragă, este veterinar. Sincer să fiu, n-am mai fost la o astfel de fermă în viața mea și chiar vreau să văd cum se desfășoară o activitate de fermă. Vă spun o chestie. Da. Dacă unul dintre noi se fofilează, eu mă fofilez al doilea cu sigur. Toată lumea va munci. Ori toți, ori nimic. Ori niciunul. Nu-mi place. V-am spus, nu-mi plac animalele astea, mai ales mirosul... Jur, dacă pot să stau un miros ăsta, omoară-mă, fă-mă ce vrei tu. Dar ce se întâmplă? Ca ce? 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 Auzi, nu te faci, că te sfac injecții. Mor dacă te mint, dacă nu fac alt extra, extra. Dai lapte la viței. Nu pot să dau, nu pot să dau. Gianni, Seleși și Andreea au trebuit să iau o căruță, să meargă să ia furaj, să dea mâncare animalelor. Era un domn cu un cal foarte frumos, un cal negru, de călărit, nu de căruță. Și mi-am zis, poți să urc pe el? Și mi-a zis, da. Hai, mă, nebunule! Hopa! La ieșii mei! Așa! Nebunul meu! Vă conduc către titlu! Gianni călare pe cal, o nebunie. Și când am văzut așa din spate pe cal, i-am zis, măria ta, Ștefan, te-ai tuns? Bă, am fost drăguț. Mamă! Ține-te de bună! Mi-am rupt noada să fac ceva. Gata, gata. La fermă am fost repartizați la viței, eu și cu Rona. A trebuit să dăm masa de seară vițeilor, le-am dat lapte să bea. Hai, vină încoace! Hai, veniți încoace! Ia! Și dacă se bagă doi, e bine? No. Dar trebuie să ținem minte cine a băut, nu? Așa. Stai acolo. Nu, n-ai voie, mami, atâta lapte, că faci indigestie. Mi-a adus aminte de copilărie chestia asta. Mă rog, până m-am dus la școală, mai mult pe la țară am stat și după aia în toate vacanțele la țară, așa că am o dragoste pentru animale, pentru tot ce înseamnă natură. Nia, boing, nu fi rău, boing. Am dat de mâncare la vițeluși, e trebuia să ții minte care sunt, pentru că ei se băgau toți să bea. Mai vezi și pun, băi, nu mai...
încercat să mă muște un vițelu și a crezut că sunt maică-sa. Bine să te muște un vițel, îți dai seama, face și mi-mi-mi-mi-mi. Este ierbivor, îți dai seama ce te mușcă un vițel. Băi, poate să ne bunii la cap, voi sunteți carnivori? Mi-e frică să nu plece. Opa, ce faci, mă? Îmi dai în cap? Să mor eu dacă nu. N-am vrut. Păi facem glume de-astea. Ești nesimțit să mor dacă mai ești prietenul meu. Din greșeală am dat silos peste ea. N-am înțeles să asupăr. Așa, ușor. Așa. Ușor. Și? Voi, Gianni. Haideți. Nu mai ești nici tu prietenul meu dacă ești cu ăsta. Vreți să-mi faceți ceva? Opa. Cum era vremea, Marine, toată lumea muncește, nu? Dacă nu muncește vreunul, eu sunt primul care plec. Ia zi, Vârciule! Băi, alo, ce faci? Ce faci, bă? Faci cu sensibilități, cu alea. Astea, eu știu că tu ești sensibil numai la o anumită problemă. Ui, alo! Alo! Ia, mă, mi-e rău, mă, și mie, băi. Aoleo! Lasă asta, că mi s-a făcut rău aici, de uite-l pe Vârciule. Sensibilizat de suferința sindicală a băieților, Neamărin ia măsuri în ce-l privește pe tovarășul rezervist, Vârciu. L-am luat pe Liviu și l-am pus cu un muncitor de aici, pe aleea principală a grajdului, să dea furaje vacilor. Din 2 în 2 metri, vezi tu, din 2 în 2 metri, în căruță, de la 2 metri, dai pe o parte, dai pe o parte mâncare unul la vaci. Hai, sus în căruță. Mă sui, că de asta am venit. Da, așa, ușor. Băiatul între două vaci îi pune sus. Exact, între două vaci. Uite, băiatul aici, ia du-te cu el acolo și cu calul și explici. Adică între două vaci, aici. Da, acolo. Patru lopeți acolo. Patru lopeți. Patru lopeți? Patru, da. Una. Aia e lopățică, mai plină. Aveți cumva ginere? Da. Sunteți soacră? Da. Să-l ferească Dumnezeu, îl compătimesc deja. Doamne. Nu o să stea, Dumnezeu. Sub asta aici sau peste aici? Acolo, uite, mă, botul la vacă acolo, jos. Jos. Da. Ce circar? Una mai lungă n-aveți? Nu mai comenta, Vârciule. Ta și muncește, ca muncești pentru o cauză nobilă. Eu sunt o persoană singură, nu am iubit, sunt în căutare să-mi găsesc și eu iubirea, să-mi fac și eu un copil, să mă mărit. Doamne, ajută-mă să-mi găsesc și eu alesul. Ia luați ăsta domnul puțin. Haide, fă-mi poză că la... Păi... Cum să stă domne pe cal, așa? Așa, exact. Așa să stă? Da. Mi-am postat poza pe Facebook și zic feeling cum. Și să scriu feeling călărită. Da, eu călăream. Poză cu calul, frate. Care-i problema? Da, am vrut să fac poză cu calul și să scriu feeling călărită, dar n-am mai scris așa. Și cum nici calul n-a nechezat nimic, să trecem la vaci. Uite, uite, mă, ce nervoasă e asta. Ho, Joiană, ho! Cât vrei, mă, de mult, nebuno, că nu mai e. Nu mai e, gata, s-a terminat. Și erau disperați că era masa de seară și le era foame. Unul mi-a apucat degetul și a început să îl sugă. Deci exact ca niște copii mici. E același lucru. Vă ajut și eu să nu ziceți că sunt nesimțită. Ajută-ne, Andreea. A căzut aiure. Vezi și m-ai acuzat pe mine că eu ți-am dat. Vezi cum ești? Da, nu-i nicio problemă. Te înțeleg, că nu puteai să te iei de ăsta, mare. Trebuia să pun în căruță, nu știu, fân amestecat cu nu știu ce, că mirosea horror oricum, nici nu știu ce era. Mă, dar vreau să știu și ce e asta aici, a? Silos, mamă, silos. Și ce conține? Conține foie gras, ficat de pui, amestecat cu genunchi de șarpe. Luați și voi, nebunilor. Mai și mă duc și o să ajut să pun în căruță fânul cu, amestecat cu ce era acolo. Ce faci, mă? Băi, băi, Andrei. Am tăcut din gură. În b***a, da, gata, hai. Așa am zis. Nu mai știu. Nu se poate, la băi. La revedere. Păi stai la mijloc aici. Nu știu, că așa s-a rimerit. Am luat amândoi silos și când ne-am întors și să-l aruncăm în căruță, asta atunci era între noi și am nimerit tot în ea și s-a supărat. Pentru atâta lucru să se supere. Și a plecat. Chiar așa, n-aveți pic de respect? Nu puteți să aruncați cu altceva? Din respect, n-avem. Iar doar pe mine m-a văzut. Doar pe mine m-a văzut.
E supărăcioasă așa, 3 minute, după aia îi trece, las. Zici să fii fată bună să-i ajuți, da? Și ei, ce fac? Să mă mânce mama ta! Eu nu-l mai las! Nu mai las, nu băiat! Mai dă nebunii la cap! Aer curat! Mamă, ce unu miroață! Ciocolată! Ia uitați-vă, frate! De urcat am urcat, dar de dat jos, cum mă dau jos? Pentru copii? Nu, bă! Pentru copii? Pentru... Unde aduci? Unde aduci? Ei, uite, asta nu vreau să văd. M-am nenorocit. Cum o cheam? Irina. Irina? M-a avut o gagică, Irina. Îl lăsăm pe Liviu să mai caute printre vaci nume din trecut și să urmărim acțiunea sus numitei Andreea, a cărei ascensiune nu poate fi oprită. Am învins! Am învins și am fugit de nenorociți! Am învins! Asta este casa mea, cușca mea! Aer curat! Aerul dăm doar pe gură afară, nu-l mai dăm pe partea halalată. Căleșin! Ne-am plictisit de încărcat și am plecat cu Gianni cu căruța prin fermă pe acolo. Ne-am plimbat. Ia uitați-vă, mă, unde e. Ia uite-o, mă, pătă. Yo, ho, ho, brrr. Ho, țigane, ho, 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 brrr, ho. Este o divă cu mișcări de balerină. Da, da. Ciocolata. Da, are boaica mea. Atât, am o să punem într-o peluță. Paia o cauți? Ia uitați-vă, frate. Simte balansul, este o divă. Atâta, mă, mergem serios. La porci, pe urmă ne întoarcem, vedem tot, aranjăm tot. Nu știa ce să creadă. Da, bre, ce ai? Trebuie să descărcăm. Și domnul a zis, da, mergem să... Bine, hai. Vulpile silozului au hotărât să o șteargă pe furiș, lăsând în bătaia puștii cocoțată turtureaua. Ce înaltă sunt eu! Hu, 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 hu. Și acum să dăm jos tot ce am mâncat, ca să ne menținem în formă. 2, 3. Să vedem dacă ea se întoarce cu spatele, că sunt niște lemne acolo. Aha, stai. 9, 10, 1, 2. Trebuie să-mi fac culcuși, să nu mă găsească. De urcat am urcat, dar de dat jos, cum mă dau jos? Lasă că te învață vulpoiul cel bătrân, de Teleorman. Am dat ocol la toată ferma, cu gândul să ajung în spatele ei, să mă urc și să o arunc de acolo. Dar de unde? S-a prins și a dat seama? Am dus cu colegii mei să-i ajut acolo. Da? Și au început să arunce cu de-ala în mine, m-au făcut. Cine? Praf. Gianni și Sele, și amândoi. E posibil, băi, copiii aia merită tu să faci așa ceva și aia să muncească? Nu muncește. Vezi că acolo, te arunc de acolo. Plecam eu aiurea de acolo, neamărine, jur? Jur? Dă-te jos de acolo, că mă urci, te arunc de acolo cu totul. Ce? Hai, dă-te, coboară-te, dată, firea dracu. Să fii, coboară de acolo, că te omor acolo. Dă-te jos. Să mor eu dacă nu-mi zice ce-i în buzunar. N-am nimic, dă-te jos. Să mor eu. N-am nimic, coboară. Coboară când zic. Coboară acum, coboară, ia scalatul de acolo și coboară. Deci tu ai ceva în buzunar, să mor eu. Pă dracu, am un drag să te ia. Hai. Băi, nu e să poate așa ceva. Tu nu e sănătoasă? Toată lumea muncește. Toată lumea își vede de treabă. Da, și eu am vrut să muncesc și am fost prită în bălegar. Pentru că nu te-am găsit, neamărine, și am vrut. Deci eu sunt plină de dalea de bălegar pe mine. Coboară de acolo. Hai. Dă mâna acolo. Mă descurc. Dă-te jos, de când zic. Unde te duci? Unde te duci? Ia, dracu, să... Unde te duci? Unde te duci? Unde te duci? M-a bătut neamărin că m-am urcat acolo pe funul ăla, că m-am urcat, de ce crezi? Că m-am enervat, normal. Cum adică eu vreau să te ajut și voi aruncați cu dalea în mine, chiar așa? Ia că ți-am pus la voară!
Neamărin m-a bătut și m-a lovit la sân. Sunt operată de aproximativ 3 luni de zile și chiar am avut complicație pentru că silicoanele mele vechi au fost parte și a trebuit să mă coasă pe lateral și nu pot să depun încă tot efortul, înțelegeți? Nu pot să ridic mâinile, să fac efort, să mă întind astea și normal că Neamărin mă trăgea numai de mâini, mă învârteam astea și la un moment dat am simțit o durere la sânul drept. Chemați ambulanța că mi-e rău. Doamna doctor, m-a lovit Neamărin la sân. Duceți-mă la Istanbul. Nu mai pot, deci nu mai pot. Cheamă ambulanța, du-te, cheamă ambulanța că nu mai pot, m-a nenorocit, mi-a stricat implanturile. Mi-a stricat implanturile, vulpoiul ăsta. Au! Au, ce mă doare. Au, să vină ambulanța. Du-te, cheamă ambulanța, du-te, cheamă ambulanța că mă doare sânul. Au! În așteptarea preocupatelor servicii medicale din Turcia, dăm bip celor doi plecați cu căruța ajunși la coada vacii. Da, frat, vino în coada, tati, că te învăț. Ia. Da, ce până mâine dimineață sunt sigură că sufletul lor vă mulțumesc. Nu mă cu piciorul, uite, eu sunt învățat cu piciorul, my friend. Popa, scuze, doamne. Ia mă cu furca, mă. Toată viața am jucat cu piciorul, nu cu furca. Am vizitat și grajdurile cu mari, cu vaci. Am văzut și doi tauri. Unul era așa crețuliu, așa. Semăna cu Ferdinand, dar îl chema Dominic. Puși o mâna pe un taur vreodată sau nu e recomandat? Nu știu, ia vezi. Gata, vezi? Nu sunt toți oamenii răi. Nu se uită fix așa la tine, zici, acum sare. Am pus mâna pe nasul unui taur, am scos așa un fel de limbă foarte lungă și țepoasă, așa un fel de șmirghel și mă lingea pe mână ca și cum era un câinuț de ăla din pet shop, știi? Super, super dulce. În ce stare i-o aduce să se bată la coridă? Ăștia n-au chef să se bată cu nimeni. Uite-mă, e o văcuță aici care trebuie mulță, bro, asta, văcuța asta. Cu Nentu Marin s-o mulgi tu și cu Vârciu, toți trei odată s-o mulgeți pe aia. Gata, doamnelor, a fost o deosebită onoare, mă înclin, vă sărut. La un moment dat a trebuit să țesal vacile. Cai am țesălat, dar vaci niciodată și plus că aveam o sculă din asta mai șmecheră, modernă, așa. Haideți că vă ajut, deci iau bălegarul ăsta să înțeleg. Așa, așa, ai văzut? Aaa, mami, dar ai produs. Asta a născut deja? Nu. Sigurile născute sunt alea două de acolo. Așa. Deci toată viața mea la bălegar am fost. Nu te via a țesălat vaca. Eu n-am făcut chestia asta, eu am strâns bălegarul. Pentru că în timp ce să o țesăla, ea se simțea bine și se bălegărea. Și eu recuperam bălegarul respectiv, îl puneam într-o roabă, roabă pe care Edi a dus-o. Doamne, ce echipă! Edi, I love you so much! Mamă, ce urmă miroase! Esențele tari se țin în sticle mici, dar aici se țin... Esențele tari te omoară și sunt așa pe hectare răspirate. Mamă! Donciu, te strigă țiganul! Ha, ia uite, o piaptenă mama! Ne-am dus în ambar și am dat furajele pe care le-am încărcat în căruță, am intrat cu căruța înăuntru și am dat furaje vacilor. Nu foarte mult, că nu mâncau, nu erau, n-au fost tentate. Dar cred că au mâncat, băi! Ce nu știau băieții e că pe la ele trecuse înainte Liviu, care le-a umplut fiecare stomac din cele patru, cu câte patru lopeți. Doamne, ce mii sunt ei, mă! Ce mii sunt ei, eduții, mă! Ai țesălat? Da. Țeseală bine. Ia uite. Coada, uite, coada să nu fie mizerie pe ea. Țină de coadă și curățul. Ei, asta e coada. Păi, dar stai să termin. Da, nu, și de coadă nu poți să mă. Păi nu, idei cu țesăla pe coadă. Wow. Da, uite, doamne, uite, hai. Ia țesăla. Ia arătați-mi, doamne. Hai, ia uite. Hai. Lasă-i, doamnă, să facă ea. Ce tot dumneavoastră. Gata, mulțumesc că i-am făcut și coada. Tată, auzi? Du-ne și pe noi la o bodegă în sat să bem ceva. Da? Hai, urcă-te cu noi. Ieșiți din tură, Gianni și Cosmin merg acolo unde se duce tot omul după. Liviu primește altă sarcină zoologică. După ce am dat de mâncare doamnelor,
M-a trimis să mă încarc un sac cu Rona de pufuleți și să dau de mâncare la vițeluș. Hai să ajut la pufuleți. Hai că se văd exact și boabele. Vezi ce înseamnă, mă? Dar știți ce se întâmplă? E o perioadă când am început cu extrudorul, cum și ce se ia. Și? Și nu ni s-a întâmplat nimic dacă am mâncat. Am așa. Adică, nu știu, ea le făcuse, ea le inventase acești pufuleți care erau din cereale, cu vitamine, se pare, sau nu știu cu ce, și cu porumb. Și dânsa a luat, a crocat. Era așa din alt film, știi? Bravo! Dacă puteți și mi-a eu am, tocmai m-am ridicat de la masă. Ah, da, da. Nu, no, chiar nu. Nu, no, nu, no, nu, no, dar asta înseamnă că sunt sănătoase, ce să mai? Păi, niște cereale expandate. Ce? Da. Da, normal. E... expandate. Mie îmi plac astea expandate. Am auzit cuvântul ăsta, expandat. Iar am fugit. Asta îmi place, bă. Să vină Alzheimer. Alzheimer să te bate ea. Oricum mi-o luam. Și dacă făceam lucruri bune. Criminal. Și fac orice, tot mi-o luam. Criminal. Așa măcar mergem. Eu beau un suc. Bem un șpriț. Eu beau un suc, nu beau. Neapărat trebuie să vedem ce mai face Tonciu pusă să umble la altfel de aparat. S-a jos. Faceți-vă comodul lângă vacă. Păi mă, cum zice omul ăla? Așa. Mi-e frică, domne. Nu face, mă, nimic. Faceți-vă comodă. Mi-e frică, jur. Nu vă face cu absolut nimic. Nu. Bădăline. Neamărine, dacă îmi dă vreo copită. Nu face absolut nimic. Nu dă vaca cu copita în tine. Ea oricum de-abia așteaptă să o mulci. De ce dă din coadă? Lasă pună și ea una, băi. Coada de la aparat o îndepărtează de începutul unei noi dimensiuni profesionale. Trecem văcuța pe modul automat, vițelul însă trebuie hrănit manual. Aici le puneți Ave Maria. Da. Frumos, ca să aibă... da, să mai liniștească. A, nu-i telefonul de doamnei. Îl umplu? Da, puneți în tot, puneți acolo. Da. În drum am dat o doamnă care era gestantă și... mai aveam pic și naștea și am văzut placenta. Naște, e făcută de a naște. E, uite, asta nu vreau să o văd. E, uite, pe asta chiar nu vreau să o văd. Placenta. M-am nenorocit. E frumos, știi? Adică se întâmplă un miracol. Dăruiești viață sau cum se spune, da? Unii bărbați chiar nu trebuie să vadă treaba asta. Adică chiar nu trebuie să vadă treaba asta. Nu știu unde să mă ascund de mirosul ăsta, băi, nene. Ce vorbești, mă, și aici, ha? Și n-am putut să mai stau de miros. M-am dus după toate colțurile, după aia, bă, n-am mai putut. Auzi? Auzi? Fii atentă! Găsim o terasă pe aici? O terasă găsim? Au cafea? De care? Espresso scurt sau lung? Așa arată o iubită extraordinară! Păi și ce ai făcut? Ăsta-i divorțat, nu fi nebună! Vino înapoi! Vino în coala că te iau acasă! Vino, domnule, dăm o ceafă de porc la grătarul! Lasă că vin eu! Știi unde stă? Uite la terasă. Și ne-am dus la o terasă, ne-am așezat frumos, am comandat și când comandam, mă uit, văd pe cineva care culegea cireșe. Eu îți zic așa, să mergem să-i ajutăm pe oamenii aia să culeagă cireșe. Da, bă! Și ne-am luat și noi niște cireșe. Hai, până vine vinul, până vine alea, hai. Ne-am urcat în pom, exact ca în copilărie, când furam cireșe. Ai grijă, asta ce e, mă? Nu te ține. Frățioare, vrei? Păi da! Am luat cireșul prin învăluire, prin două părți. El s-a urcat pe dreapta, eu m-am urcat pe spate, pe sus, pac. Și l-am atacat. Unde e găleata? Acolo. În timp ce culegeam noi cireșe, nu știu ce, apare Alzheimer. Salut! Am culeg niște cireșe unde pentru... Mă unde mă trebuie să Unde mă? Pentru copii! Pentru copii? Pentru copii! Pentru copii? Nu, băi! Nebunule! Băi, strigi cu doamna aici! Nebunule, strigi gardul, doamne, dați-l afară! Băi, nene, deci nu se poate. Ăsta apare de oriunde. Cum vede că dispari, dă peste tine și oricum te bate și în pom. Mi-a tras și mie vreo două pe picioare. El nu se gândește la pericole de-astea. Dacă
Eu cădeam de acolo și îmi rupeam o mână. N-are, el n-are. N-are, nu vede. E odată când l-apucă, nu-l mai oprești. Nu mă mai lovi! Du-te, bă, a, la valiera! Săracul Seleși l-a plecat cu stângul în această emisiune pentru că a luat-o cu bătaie și a terminat-o cu bătaie. Dar efectiv, în emisiunea asta și-a avut rolul de încasator. E nebun, doamnă! Laus, 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 scăpat de la ospiciu! Lasă-l că face temul bunii! Cine? După care ne-am dus la terasă, ne-am consumat în continuare băuturile, ne-a lăsat pe ei, am zis, Renea Mare, ne-am luat cireșe pentru copii. N-am apucat să culegem decât foarte puține și asta e. Profitând de plecarea lui Chuck Pac Norris în misiunea Cireșarii, volumul de bodegă, restul echipei trage mâța de coadă. Volumul, singure acasă. M-a adoptat, nu vine să cred, m-a adoptat pisica. Sunt alergică. Șnuchi, nu sunt eu mama ta. Paciuchi, Suzuki, lasă-mă în pace, mami, sunt alergică, n-am voie la pisici. Vine cu mine, la mine, m-a adoptat. Eu găsesem un pisoi mic, o privire, doamna, o frumusețe de pisoi. Așa, minuscul, slab. Și m-am îndrăgostit de acele pisoi sublim. N-avem voie să-l... Mama, pe el de băiatul meu, frumușelul meu. Da. Nu știu că e băiatul lui, se cheamă Suzuki. Chimă, la, să mănânce mama ta. Eu nu-l mai las. Mă las, băiatul. Băi, tu ai nebun la cap. Eu l-am crescut. Să mănânce mama ta, să mănânce. Bine, lasă mâna. Păi fac crimă. Fac crimă de om. Băiatul meu. Unde l-ai găsit? Aici, la graj. Și să vezi dacă l-am... Da, și-l cheamă Șnuchi. Da, mă, mică, da, tu de mama lăptic, lăptic. Fata, tu te ocupi de el, ești sigură? Sau îl ducem înapoi la graj? Nu, hai să-i cumpărăm ceva de mâncare. Are babu lapte, bea doar lapte. E prea mic, e prea mic. A, trebuie să-l lăsăm la graj? Are familia la graj. Ori îl lăsăm, ori te ocupi de el. Îl duc înapoi. Du-l. Hai că îl duc înapoi. Că aici sunt, n-am un cuțit. N-ai cum să te ocupi, da? Ești sigură? Da. Hai să te așează și el. Doamne, ce frumos e. Nu mai plânge, că n-am cum să te iau la Paris. N-am cum. N-am cum. Miu! Miu! Scenariul zootehnic se închide cu un ultim scărpinat de Paris, iar happy end-ul e de grup, în așteptarea unei recompense. E o juninca, deci juninca înseamnă o vițică diagnosticată gestantă, vine dintr-o mamă și un tată cu o producție destul de bună de lapte. Am primit doar văcuța. Văcuța valorează 2200 de euro. E cel mai mare cadou pe care l-am putut primi. Deci o să aibă și un vițel în curând. Și asta m-a bucurat foarte mult. Chiar foarte mult. Și pe deasupra, nu știu câte posibilități au dumnealor, le vom asigura și hrana, furajele. Wow. Foarte frumos gest. Și a meritat și mirosul, a meritat și părțurile și toate lucrurile frumoase ce mi s-au întâmplat în fermă. Plin de mulțumire și de avânt muncitoresc, am plecat către o altă locație să facem încă o dată fapte bune și să fim răsplătiți pentru copii. Ne-a transformat Neamărin în două echipe. Eu cu Edi și cu Rona am plecat la un pub. Și uite cum am ajuns noi la restaurantul Piramida. Salut, băieți! Masă de Freddy care vă așteptau. Vă cer scuze, eu vin de la vaci, ca să știți. Mirosa vaci. Și nu numai eu, și toți băieții mei. Nu, 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 mă, la... Toatule. Ai fost rocker? Bună seara, bună seara! Piramida, foarte tare asta! Ce faci, văd? Da, bravo! Da. Am venit, bine, am venit de la o fermă, acum da, Ana! De asta miroase așa? Nu de la mine, de la operatorul meu! De la vârful ăsta miroase a porc, nu am bani, că de la tine se simte! Cine-i patron? Amândoi! Da, ești tare în gura așa! Ai făcut avere aici la Onești. Ce-a făcut piramidă, vină cu a.
Noi am venit să te ajutăm pe tine. Dacă tu ne dai de muncă, să spălăm pe jos, avem oameni. Așa, deja să facem entertainment, avem oameni. Să stăm la o cafea, să te învăț niște șmecherii, avem oameni. Așa că, dacă ai nevoie de orice, pune-ne la treabă. Noi muncim pentru o cauză nobilă, pentru niște copii care chiar au nevoie de niște bani. Uite, fetele astea ar vrea să fie servite de Vărciun. Gata. După ce s-a fript de câteva ori, Neamărin s-a decis să-i supravegheze atent pe câțiva. Pe sistem, mereu aproape. Ăsta mi-ar place tricou, uite, alb-roșu. Vezi, Pitbull. Fii drăguță, acest tricou alb-roșu aveți și M? Avem, da. Dă-mi-l acum, te rog frumos. Vorbeam cu Neamărin și cu Sele și dintr-o dată mi-a atras atenția alb-roșu. Ia uite turbatul! Pe lângă alb-roșu mai scrie și Pitbull, ceea ce știi cum e, Dinamo egal câinii roșii, despre asta este vorba. Mamă, dar ce bine-ți vine, mă. Nu? Da. Ăla miroseam a vacă. Băi! Dacă mai lăsai un pic, o secundă... Vreau o rețetă. O rețetă de aia, spune. Două rețete. Două rețete. Un ospătar șmecher nu spune niciodată nu. Una la mine. Rețete. O rețetă Robert. O rețetă Robert. Așa, da? Hai că ai comandă de la mine, vreau și eu cafea. Bine și eu. Două rețete. Ori, stau și eu aici, mi-am comandat o cafea, că nu m-am pus. Cafeaua e gata, mă ocup, da, da. Servesc să dânsul și să-mi spui care e zis. Avem o rețetă, Robert? Da. O, mulțumesc, mulțumesc frumos. Cu plăcere. Uite așa arată un nou după o tonă de cafea. Dar de ce stai, mă? Băi, am zis să beau și eu cafea, să mă servești și pe mine. Păi astăzi am fost și el harnic, dar uite, dacă lui i-ați dat treabă și mie nu mi-ați dat, uite că asta a fost norocul meu. La piramidă aici merge bine. Cine are rețeta, Robert? Zic eu, James Robert Roșu. Pot să stau cu dumneavoastră? Bem ceva împreună? Îi spuneți lui Neamărin că aveți nevoie de mine aici ca să nu mă pună la treabă, da? Oh, scuze, cer scuze. Ești căsătorită? Da. Fu, băgane. Mă cu biciu mine. Te rog, iartă-mă. Nu-i da, mai și mie urmarea să vă facem un dans, hai, te rog. Da. Ce-ți mă, sunt zona crepuscular? Frizerie, băi. Pui de la țar. Cosmin, ai la frizerie. Pui de la țar. Bună. Am venit să ne aranjăm puțin la păr. Da? Da. Și cum vrei să vă duc? Puțin scurt și cu freză. Cu breton și creță. Da, aveți? Eu vreau extensie. Păi ăsta sundeți numărul 2 și pe el numărul 1. Da, cu breton, nu? Da. E normal. El are 86 de ani, să aibă păr mai mult decât noi. Păi da, nu. Dacă mă întrețin. Dacă mama natură dacă e... Dacă mă întrețin. Nu că ăștia, toată ziua am cluburi. Ești căsătorită? Da. Hai să merg. Hai să rămână, la revedere. Nu-i de bine aici că sunt prea bătrâni. Hello! Hai, ce facem? Zi! Păi uite aici, să vedem unde e patronul. Ia întrebați unde e, care e patronul. Trei, Robert, vine acum. Unu. Trei, bă? Da, unu, doi, trei. Și mai are domnul dansator, ți-am zis, sper să ai bani la tine. Dacă nu, dansezi fix cât faci un Robert. Stai mă, că mă duc să dau acum cu mopul și mi-am câștigat Robertul. Suntem trei, da. Dumneavoastră decideți da. Unde domnișoara mergi. Domnișoara o trimitem la sărmăluți. Bravo. Dar de ce de mine foame? Așa, lăsați-mi. Stai okay. Mă să-mi da. Așa. Pe domnul înalt și puternic. La șters scaune. Da. Așa. Și pe domnul... Eu mai mic, mai firat. Și domnul Gianni Chiriță l-a servit. L-a servit. Da. Da, domnule, gata. Să mergem. Eu am fost supusă testului suprem. Să fac sarmale. Sărmălute în foi de viță sunt. Sunt de data de post. A, de post. S-aduc și lingurile. Sărmale de post. Mie mi-au dat să curăț scaunele, să le șterg cu lavetă, dar erau lună scaunele alea, adică... Avem un Robert. Mulțumesc, șef. Cu mare drag. Și mai avem dacă aici... Dacă ne prinde,
Suntem haliți. Hai, noroc. Pa, pa, pa. Iau două feluri de cocktailuri ale casei, dar cocktailul pe care mi l-a oferit mie se numește Robert, ca pe copilul meu. Și era foarte bun, la fel ca băiatul meu. Fii atent să nu zică lumea... Așa, spune-mi piesa aia, dă-mă mă cu biciul mine când am ascultat de tine. Ia, bag-o! Dă-mă cu biciul mine. Te rog, iartă. Nu mă bag ăsta în seamă, mă, ăsta are treabă. Gata, stai să ajung la capăt, că o treabă trebuie făcută până la capăt. Uite, măcar așa. O bere cu fără alcool. Da, bere la halbă. O bere la halbă, fără alcool. La cu lămâie. Cu lămâie, gata. S-a rezolvat. Nu intră. Da, ține de ea. Așa e, mă. Uite, da, ține de ea, uite ce este. Bravo, e faină, faină. Aproape bine. N-am făcut în viața mea sarmale, crede-mă, deci n-am făcut. Dar să știi că mi-au ieșit sărmăluțele pentru că au fost în foi de viță și am știut să le împăturesc. A, mie și mie oricum îmi place la bucătărie foarte mult. Îmi place să gătesc, îmi place mult de tot să gătesc. Încățești gura, încățești gura, tățu. Încățești gura. Mă dor de pat ca de mama, mă încățești gura. Ia cafeaua, ia nea cafeaua, ia cafeaua, spală paharul, schimbă scumierele. Am obosit. Pur și simplu, mi s-a tăiat filmul. M-au pus să prepar cocktailuri, m-au pus să prepar cafele, chestii, dar degeaba mă luat tare, că la un dat am zis ce facem. Ce facem aici? Zic că eu n-am dansat, am venit în Moldova de o săptămână, n-am dansat un dans și m-au luat la o sârbă de aia moldovenească. E fete de bani! O luăm ușor, da, din numere. Băieții ăștia știu să țină femei în brațe, mă. Mamă, dar știe, frate. Da, le are. Le are, da, hai. Dar eu nu știu figurile astea. Am învățat-o câteva scheme, am combinat puțin salsa cu sârba și a ieșit o chestie funny. Tonciu, ce gătești? Pizza, e la cuptor. Super! Cu ce? Cu cabanos. Wow! Mi-am făcut o pizza la Tonciu. Da, deci la bucătărie chiar mă pricep și chiar îmi place foarte mult să stau la bucătărie. Deci îmi place mult de tot să stau la bucătărie. Fă-mi și mie un fau grat, te rog. Ciorba cu ceapă nu-ți mai place? Ia uitați. Altceva mai doriți? Ok. Ce ai, mă, mai pe ospătar pe mine? S-a rezolvat cazul. N-o să mai ies și eu pe sală să văd dacă mai e nevoie de ceva. Bună seara. Mulțumesc, domnule. Mai doriți ceva? Oh, scuze, scuze, cer scuze. Și după ce faci așa, după ce faci așa, ce să faci? După ce fac așa, să faci așa. Am zis că dacă îl pup pe gură, se transformă într-un om bun, cald, cum se cade, calm. Se pare că vraja n-a funcționat. Omoară nevastă-mea. Doamne, pe fația și tălpile să ți le pup, dar... Ce-ți mă, sunt zona crepuscular? Ei se distrau acolo, dansau, nu știu, că m-am uitat de ori și am văzut că dansează o oră, m-a luat leșinul, adică eu mai... nu m-am putut să mai stau în picioare. Și după asta au pus o piesă a lui Vârciu. Nu e cât am mai și mie urmarea să te faci.
auzi de care e treaba. Dacă vrei să te servezi la masă, te servezi. Dacă vrei să te servezi în altă parte, nu te baza pe mine, nu de alta. Dar nu vreau să mă fac de rușine că sunt obosit. Pe ce? Nopți nedormite și pline de dureri. Vezi? La mama mea nimeni. Pentru fratele meu Liviu și pentru băiatul meu Robert. Și am dansat și am făcut o coreografie pe ochii tăi, nu știu ce. Zic, poate îl scot pe Vârciucă de 2-3 zile, nu prea interacționam, nu comunicam, era foarte trist. Nu te așteptai. Bine de tot. Nu te așteptai. Viața e plină de surprize. Chiar dacă noi acolo am dansat, am făcut circ, tot ce facem, facem pentru acești copii. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit. Mare plăcere. Sper că v-am distrat sau că am făcut muncile pe care ne-ați spus să le facem. Și dacă puteți cumva să donați ceva pentru copiii noștri pentru care lucrăm. Uite. Perfect. Mulțumim mult. 5 și 1. 5. Mulțumim. 1000 de lei. 1000 de lei. Mulțumim mult de tot. Mulțumim din suflet. Mulțumim în numele copiilor. Vă mulțumim din suflet. Cât a dat? 1000 de lei, frate. Deci ești moldoveni din puținul lor, că am văzut că nu prea erau clienți în bar, au donat 1000 de ron. Foarte frumos gestul și le mulțumim pentru treaba asta. Vreți să dăruiți ceva bine? Dacă ați fost mulțumit de ei, vă mulțumim foarte mult. Noi dăm mai departe, știți? Unde trebuie să dăruiți? Dați mie, pentru că urna o avem dusă dincolo. Să fiți sănătoși. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Să fiți sănătate. Să fiți sănătoși. Mulțumim mult. Miră foarte tare faptul că am plecat fără să fiu bătut la final. Adică, la cum a decurs ziua de astăzi, da, uite că nu. A fost chiar cu îmbrățișări, cu... Plec. Da, gata? Da. Mă duc, nu mai pot, trebuie să mă duc. Cu mare drag. Mulțumesc. Ești drag. Mulțumesc, mersi. Pot să spun că a fost eroul zilei. Deci nu știu câtă lume ar fi putut să încaseze atâta bătaie casele și cred că a fost bătut de când era mic. Altfel nu-mi explic cum a putut să mai trăiască o zi după asta. Din punctul meu de vedere, eu cred că sunt călit acum. Poți să pui 10 jandarmi să dea în spatele meu, să-mi dea bastoane peste spate, că nu simt nimic. Adică, în rest, m-am distrat, a fost frumos, ce să mai... Acum, serios vorbind, sper că am reușit așa să mai contribui și eu la ce-au făcut ei astăzi și am mai strâns niște mănunți. Uite și văcuța pentru copii. Săptămâna viitoare tragem dunga cea lungă la Onești, unde vom așeza în linie toate realizările noastre. Gata de acțiune, fraților, să înceapă distracția! La început e foarte ușor. Salut, sunt Manele. Bagă, mare! Bă, nu ne suport! Îndrept și dăm tare cu toții. M-am muncit mult. Măganeș! Stai! Mamă, băgam mai s***, mă! Trebuie bun. A treia zi. Hai, bă, să punem mâna pe pareți! Nu vrei să facem nimic? Ce ai fac până acum? Ce am făcut? Dacă mi-o pune așa, o luam în mână direct. Viața, mă! S-a prins-i pe poartă! Țipat de dea ordine, țipat de dea ordine. Taci, fie, dracu, să fii taci! Când te duci? Când te duci? Când te duci, fie, dracu? Unde te duci? Unde te duci? Nu mai e! Firea dracu, taci! Bine, am dat și eu, generos fiind. Mă sperii, firea dracu, să fii! Priză! Și mai o să am de ce mai stat. Ce o să faci tu în viață? Tetena! Circ! Ia mărine, nu mai pot. Mă cheamă Fanny.